Bună, eu sunt Adrian Berda. Vreau să vorbesc despre principii de bază SEO. O să fac o poză cu slide-ul ăsta. Să mai fie ultimul slide. Slide-ul ăsta și ultimul slide al prezentării. Iată un link, bit.ly. Până vă zic despre, dacă veți faceți o poză, veți face poza asta și aveți toate slide-urile de acolo. Eu sunt Adrian Breda, m-am zis, fac SEO de prin 2007, din întâmplare, la un moment respectiv lucram pentru o firmă și s-a zis, n-ai vrea să faci SEO? Și nu știam ce e SEO, dar îmi da. Și m-am ca să știți ce e SEO, era totul extrem de timpuriu și aveai foarte puține resurse. La un moment dat, după aceea, am lucrat într-o agenție, vă făceam SEO, am fost multă vreme freelancer. Am fost un an după aia în Anglia, am lucrat la client pentru o companie care se chema nursing, se cheamă Nursing Personnel și am lucrat o vreme, un an, lucrând pentru site-urile din portofoliul lor. Am venit în România, am lucrat la un alt client, remote, de la Năbădar, 2 ani. Anglia asta s-a întâmplat 2015-2016. 2016 am stat 2 ani la Năbădar, am făcut un master pe IT și am lucrat la un alt client, dar ca remote work. Am revenit în București, dar n-am zis niciodată că am fost în București. Între 2001 și 2015 am stat în București. Am făcut facultate și master și tot felul de activități în București. În toamna anul trecut am revenit în București, în 2018, în octombrie. Și în principiu lucrez ca freelancer și în colaborare la o companie. Bun. Foarte probabil ați văzut eventul de pe Facebook. Vreau aici foarte sumar ce scrie în descriere. E ca atunci când faci un curs de Word în care trece prin toate funcțiile Word-ului și foarte probabil majoritatea lucrurilor vei uita, dar cel puțin ai o idee vagă despre ce s-ar putea face cu lucrul respectiv. În principiu, în SEO și în programare și în marketing și în IT și în lucruri de genul ăsta, cea mai bună metodă să înveți, în opinia mea, este să te faci acolo, să cauți, să vezi ce nu ți-a ieșit, să încerci, să nu știu ce. Adică o să vă fac o prezentare de vreo 3 ore, dar nu asta e o metodă optimă de a învăța, dar vă dau niște idei despre ce ați putea să faceți în SEO. Cam ăsta e scopul prezentării mele, nu să vă învăț ceva concret, ci să vă dau o idee despre ce anume puteți face. Dacă nu, am foarte mare nevoie să puneți întrebări și să răspundeți la întrebările mele. E gândită să fie cât mai interactivă. Și sunt 3 tipuri mari de site-uri pe care le poți optimiza. Îți faci un blog să-l optimizezi, un site. Blog sau site e ceva relativ similar, dar un blog sau site de prezentare. Și poți mai ai e-commerce. Nu intrăm în e-commerce, mi se pare mai avansat, dar blog și site de prezentare și foarte câteva chestii despre e-commerce vom discuta. Și ce v-aș ruga ar fi când, eu o să vă zic când să vă întrebați, la momentul respectiv să ridicați mâna atâta, ca să-mi fie mai ușor să nu vorbim unii peste alții, e mai simplu așa. Bun. Încă n-am început prezentarea, ăsta e un slide ante începutului prezentării. Și zice așa, de ce anume ai folosit WordPress? De ce consideră o platformă utilă? Eu am început să lucrez cu WordPress de prin 2009. Am făcut un timp pentru un blog, l-am dat prin, nu mai știu să zic, am dat, undeva 2010, ceva în zona respectivă. Aveam nevoie să fac un site de prezentare pentru o școală. Mi-a venit o idee, mi s-a părut absolut genială. Deci nu se cred că nu se mai gândise niciodată la ea. Să faci site-ul de prezentare pe WordPress, care da pe blog. Și nu să-l fac blog pe WordPress, să fac site de prezentare. Mi s-a părut nu vă închipuiți ce mântru am fost cum a venit mie ideea asta. După aia WordPress a devenit foarte popular pentru site-urile de prezentare. A început să fie folosit și pentru platforme de magazine online sau e-commerce. Pentru forumuri, eu nu sunt foarte fan și platformele de forum sunt multe din care poți să alegi și unele dintre ele sunt tocmai ok. Eu nu aș folosi pentru forumuri, poți să faci și alte lucruri, dar acum, în prezent, e folosit nu doar pentru blog, ci pentru site-uri de prezentare. Legat de e-commerce,
Opinia mea e că dacă un magazin online mai mic poți să faci treburi ok cu el, dacă nu un site de un magazin online foarte mare sau care, la care vrei multe customizări, eu nu l-aș face pe WordPress. Bun, și acum începem partea efectivă a prezentării. Și prima întrebare, și o să vorbesc de toate slide-urile din prezentarea mea, sunt vreo 35, pentru ceva de acolo. Au întrebare, voi îmi dați un răspuns și eu vă zic cum aș vedea un răspuns. Mi-am trăit să nu încerci voi și ce ați răspunde la asta. Da. Subject in optimization, cum să fac un site ca să se claseze cât mai sus în căutările de pe internet. Ok. Respectiv. Și cum ai traduce SEO în română? Nu pe optimizare pentru motorul de căutare. Ok. Da. Ideea e că în engleză e search engine optimization, dar sună ca și cum ar fi optimizarea motoarelor de căutare, dar e optimizarea pentru motoarele de căutare. Vreau să arăt lămurirea asta. Ok. Ce mi se pare greșit la optimizare SEO? Dacă intri pe multe site-uri ale unor agenții, e un termen foarte întâlnit. Ce faci tu? Optimizare SEO. În mine e o mare greșeală, se perpetuează și dacă vedeți greșeală aici... Păi e... Nu, nu spune. Da. E chiar optimizare SEO. Dacă mai ai optimizare SEO, înseamnă că optimizezi ceva ce deja înseamnă o tehnică de optimizare. Da, este exprimare pleonastică, în opinia mea. Nu poți să zici optimizare a optimizării motorului de căutare. Era SEO, nu sună bine. Nu știu exact cum a apărut. Era din 2008, când m-am lucrat la o agenție web. În 2008 era optimizare SEO, s-a am zis, băi, voi ați scris greșit pe site, ați scris optimizare SEO. A, nu știu că e greșit, că nu e tocmai corect, dar... O să spun că săptămâna trecută m-au apucat să caut pe cineva, fiindcă sunt ultima să trebuie să decid să-mi iau pe cineva în sensul în care să-mi optimizez blogul și activitatea și am întrebat fix asta. Pentru că exact la fel scrie și pe site-ul acelei companii cu care m-am întâlnit. Cu altă lui când m-am întâlnit și mi-a zis, păi, noi am vrut să spunem că oricât știe oricine să facă SEO, noi știm cel mai bine să ajungem unde vreți voi. Pe bune și nu glumesc. Am dat eu nuanța de glumă în ton, dar chiar așa mi s-a răspuns. Ei chiar se ocupau cu optimizarea optimizării. Da. Ei chiar cu asta se ocupau. Și după ce m-am dus la ei, mi-au zis că trebuie să-mi schimb blogul. Da, am hai să vă zic două lucruri. Unul, a venit ultima dată și ne-a ținut o prezentare la ONG și ne-a vorbit despre bloguri. Și după aia am întâlnit cu el și în sensul de... Eu uitase că putezem așa și am zis că te-am văzut la prezentare și... Da, și ce ai făcut în urma prezentării mele? Am un blog, m-am închis. Eu nu l-am crezut și am venit aici. Sau că am o poveste, mă sună odată cineva și îmi zice domnul Bian, și a început să mă perie, așa? Și după aia îmi zice care e secretul SEO? Și am luat, care e secretul SEO? Nu știu. Uite, eu am lucrat în ultimii 2 ani, am lucrat cu, a zis un număr mare, nu mai știu, vreo 5, dar nu mai știu exact numărul. Am lucrat cu multe firme, le-am schimbat așa și la toți le-am pus întrebarea asta care e secretul SEO și n-am găsit încă secret. Și m-a sunat, bine, nu ai probleme, nu ai vrea să crezi, bine, voia de să-i spun secretul, nu știu ca să... M-a sunat, i-am zis că nu știu care e secretul SEO, sunt mai multe secrete, dar nu e un secret SEO. Și, ca fapt divers, i-am spus că, în opinia mea, e greșit că în 2 ani de zile ai lucrat cu 5 furnizori, că SEO durează un pic mai mult, merge așa de repede. Dar, cam asta cu secretul. Bun. Site de prezentare ce înseamnă? Site de prezentare înseamnă că ai niște pagini precum acasă, despre, pagina de servicii, poți să ai și blog, dar nu e așa, poți să ai secțiune știri sau articole și contact. Cam astea sunt principalele pagini. Desigur, mai e termeni și condiții, confidențialitate, politică de cookie sau lucruri de genul ăsta, dar în principiu cam asta e structura unui site de prezentare. Nu, când spun site de prezentare, mă refer că nu are magazin online, nu are categorii de produse, așa. Și dacă are blogul, când intri pe prima pagină, găsești niște lucruri statice, nu găsești blog. Deci găsești de forma site de prezentare care poate să aibă și blog,
dar nu găsești un blog și pe blogul undeva pe acolo ai și niște pagini. Deci cam asta este site de prezentare. Acum, dacă ați avea de optimizat un astfel de prezentare, un astfel de site de prezentare, cum ați face SEO? Nu există răspunsul greșit, o să se înregistrează, îmi cer scuze pentru asta, o să apară în net răspunsurile, dar sunt curios, cum ai, ai un site de prezentare, casă despre servicii contact, ce ați face voi ca să optimizați un astfel de site? Nu știu prea multe, dar aș încerca să găsesc cuvinte cheie. Okay. Care sunt foarte căutate și am încercat să le introduc în titlu, în subtitlu și de câteva ori în text, în câteva noțiuni pe care... Am o întrebare exact cu asta. Unde anume ați întrebat, dacă o țin bine minte, e ceva genul, unde ați introdus cuvintele cheie într-un site? O să ajungem la întrebarea exact la asta. Bun. Nu cred că e un răspuns greșit, dar eu personal aș face altă, dacă mai aștept niște... O să, când o să răspund la întrebare, o să vezi de ce eu consider că e puțin de realitate. Da. Ceva conținut interesant, adică dacă în haine, eu știu, povești despre ultima modă, dacă vând, e un service auto, ceva care să dea impresia de profesionalism, cât de buni suntem, ne pricepem, mai mult o poveste. Nu mai mult. În primul rând, cuvânt de cheie, dar și așa ceva. Bun. Deci, ați merge pe conținut. Și... Eu cred că depinde foarte tare de nișa de piață și anume de subiectul căruia te adresezi. Cu siguranță. Și cred că optimizarea de la asta aș începe. Eu vorbesc pentru blog. E adevărat că tot timpul o să dau răspunsuri pe blog, pentru blog, fiindcă asta și pentru asta am venit la tine. Și cred că depinde cui te adresezi. Sunt cu totul de acord. Mai ca tehnică să... însă, e, pentru mine, de exemplu, cred că în momentul de față mă preocupă să-mi spun povestea pentru ca eu să devin credibilă pentru cei care intră pe blog și că mă transmit, dar nu zic de la început ce mă ocup ca să mă urească lumea, cu slăbitul. Da. Și cam așa aș face. Bun. Am două răspunsuri. Nu știu nimic, adică am la tine. Ok, am două răspunsuri. Și aceasta cu blogul și cea de mai devreme cu site-ul. Am uitat, ați dat, de exemplu, de Ionie Mișe, dar am uitat care era. Service-auto. Ok. Pornesc la partea, eu fac site și pe site-ul meu pun un conținut. Credeți că e suficient? Am un site și pun conținut pe el, îl fac foarte bun. Nu, trebuie să pun poze. Bun, text plus poze. Conținut, se înțelege, poate să fie și text, poate să fie și poze, poate să fie și un embed de YouTube, poate să fie un embed de slide share, prezentat PowerPoint. Conținut, în general, așa. Poate Google Ads? Bun. Hai că răspund acum la Google Ads. Ca să aduci trafic pe un site, ai mai multe metode. SEO înseamnă, uite, acum îmi dau seama că aș fost bun un site, dar când te duci la Google și cauți ceva, apare o listă de site-uri. Dar deasupra sau sub ele apare o listă de reclame către alte site-uri. Google are un interes din firea lui de așa să te convingă să cumperi reclame respective, dar din propriile afirmații și din ce se analizează și alții, este adevărat, nu influențează dacă eu plătesc acum reclame plătite la AdWords, aceasta la Google Ads sau schimbat, nu se mai cheamă Google Ads, se cheamă Google Ads. Dacă am reclame plătite la AdWords, asta nu va influența poziționările în Google. Adică o să am, să apar tot timpul la reclamele plătite sus, dar în rezultatele se cheamă organice de sub ele, să nu apar niciodată. Există însă următorul factor. Să zicem că eu plătesc reclame AdWords, nu mai știu, s-a încurcat o poziție, mă duc la AdWords și îi dau bani, îmi apare reclama, apare cu blogul sau site-ul meu de prezentare cât mai sus. Dacă fac asta o perioadă îndelungată, ce o să se întâmple în mod natural este că oamenii o să intre pe site-ul meu și atunci o să se întâmple să unii dintre ei să dea link-uri, să se aboneze la newsletter, să cumpere serviciile, să revină, să mă recomandă altora. Și capăt un fel de popularitate care, deși nu e direct, adică nu pentru că am reclama plătită, nu e suficient. O să am reclama plătită și să am reclama plătită pentru un site care nu reușește să cheamă convertit, nu reușește să convertească vizitatorii dintr-o vizită într-un client final. Și atunci,
dacă plătesc reclame de tip AdWords, în mod direct nu voi avea o creștere în rezultate organice, dar dacă în urma vizitelor către site-ul oamenii sunt satisfăcuți, se abonează la newsletter, comandă, mă sună, pun link-uri către site-ul meu, partajează site-ul pe rețele sociale, recomandă prietenilor și se întâmplă așa tot felul, se tot răspăgurește chestia asta, asta aproape sigur mă va ajuta. Sunt mai multe surse de trafic și e bine să ai un balans. Adică, e bine să ai ca surse de trafic newsletter, să ai niște oameni care să fie abonați la newsletter-ul tău și când postezi ceva pe site-ul tău, un blog, articole, resurse, să se ducă automat un newsletter și oamenii să citească ce postezi. Sau să le trimiți o promoție, sau le trimiți un mesaj de Crăciun, sau nu știu, ceva. Deci ar fi newsletter. Ar fi parte de rețele sociale care pot fi gratuite sau plătite. Adică tu poți să ai o pagină de Facebook, să facem organică, dar aceea va avea foarte mică vizibilitate, foarte probabil. Și atunci va trebui să investești pe Facebook, în Facebook Ads, în Instagram Ads, în LinkedIn Ads, va trebui să plătești. Deci ar fi newsletter, social media gratuit și plătit, reclame plătite pe Google. Asta sunt, Google e atât de mare încât are o categorie specială. Apoi pot fi reclame plătite pe, de formă unor banner. Poți să plătești niște banner pe alte site. Poți să faci PR. Poți să faci parteneriate cu alte site-uri. Sunt mai multe metode. Ce v-aș recomanda pentru multe site-uri care sunt la început, e o metodă, mi se pare foarte ok, să faci guest blogging. Cauți nișa în care ești, site-uri din domeniul în care activezi. S-a dus fraza. Și le contactezi pentru parteneriate și le spui, uite, vreau să public la tine pe site un articol foarte bine documentat, am muncit la el, e scris și nu știu ce, în schimb, vreau să mă lași pe un articol respectiv, să scriu undeva că articolul a fost scris de mine și să am un link către site-ul meu. Și dacă faci asta de câteva ori, o să te ajute la SEO. E o activitate bună pentru început. Nu este suficient, adică la un moment dat site-urile se termină, o să ai multe reticențe, adică poate probabil unul dintre ei e posibil să fie concurenți de ei sau să ceară să-i plătești sau nu știu ce. Dar cel puțin pentru început și pentru câteva site-uri vei putea găsi oportunități pe partea asta. Bun. Răspunsul meu la întrebarea cum să faci SEO pentru un site de prezentare, n-am precizat, erau multe depindeuri și într-adevăr eu mă răspund foarte ca cel depinde pentru că multe site de SEO îți depinde. Dar un principiu general care mie îmi pare ok este content marketing. Content marketing înseamnă să ai un site de prezentare, cum poate fi acest service auto, acest service auto să-i atașezi un blog în care să spui, poți să faci blog de tip video, în care vorbești niște mecanici, sau vorbești tu, sau vorbești de cineva în nișa respectivă. Să ai o funcție prin care oamenii se poate abona la newsletter și să primească noutăți de la tine. Deci, în principiu, blog și o combinație între social media, newsletter și guest posting. Dacă faci toate astea, patru sunt cumva legate de content marketing. Adică, mai e un aspect aici, care este detaliat în limba respectiv. Când faci un articol pe site, când îți faci homepage-ul, îl face, oamenii îl fac, am lucrat de mai multe ori cu oameni care fac site-uri, printre serviciile pe care le ofer e și partea de, am mai făcut site-uri pe WordPress. Și oamenii fac un homepage, un despre noi în contact, depun foarte mult efort la început, îi se pare greu, ce să scriu la despre noi, nu știu să mă vând, ți se pare bun, nu știu ce, și stau în etapa inițială și depun un foarte mare efort să facă după aceea despre noi. Și după aceea rămâne abandonat ani de zile. Nu mi se pare strategie foarte bună. Mă străpiesc ca la 6 luni să le vedeți textul respectiv, să vedeți, puteți să-l mai scurtați, puteți să-l mai lungiți, vedeți ce e de adaptat, vedeți ce vă întreabă oamenii, că vă spună, uite, am intrat tine pe site și am vrut să zic o factură și n-am vrut să dau tare. Am vrut să vă spun, să văd că aveți sediu în București, că nu aveți niciodată de contact. Am vrut să văd ce echipă, cât de mari sunteți, dacă sunteți 2 oameni sau 10 oameni, ca să-mi dau seama de dimensiune. Și vă întreabă când au interacțiuni cu voi, întreabă niște lucruri și e bine să răspundeți la lucrurile respective. Adică nu vedeți, am lucrat de multe ori și aproape totdeauna se întâmplă chestia asta. Faci odată site-ul acasă despre noi, servicii, nu știu ce, și după aia abandonat. Eu recomand actualizarea perioadei. Bun. Legat de content marketing, principiul general al content marketing e așa. Nu fac un site, fac cel mai bun conținut pe care îl fac și aștept ca oamenii în mod inerent să intră pe site-ul meu. Am nevoie să fac ceva ca să audă de el.
Și astea sunt niște soluții prin care puteți să faceți oameni să audă de voi. Să faceți o funcție prin care se poate abona în newsletter, să revină ulterior. Să aveți activitate gratuită și plătită, reclame plătite pe rețelele sociale. Guest posting. Postați pe alte site-uri. Toate astea nu înseamnă că conținutul ar trebui să fie slab. Dimpotrivă, în limba acelea content marketing, o să găsiți o prezentare a unui tip care se cheamă Red Fishing de la Moz și care zice că, în opinia lui, conținutul ar trebui să fie, el zice, 10 times content, 10x content. Adică dacă faci un articol pe blog, să te uiți pe, să cauți la Google tema articolului respectiv și să iei primele 10 rezultate de la Google, să le analizezi și tu să produci un conținut care e de 10 ori mai bun decât cel pe care tu consideri cel mai bun. Să faci o chestie foarte, foarte tare. Să răspundă la toate întrebările. Să arate vizual impecabil. Pagina să se încarce bine. Încă o chestie la content marketing, pe care nu am detaliat aici, dar care ține de SEO. Sunt și niște chestii pe care poți să le faci cu articole de la tine pe site. Poți să-ți optimizezi site-ul să se încarce mai repede. Să încerci să răspunzi în articol la cele mai importante întrebări ale vizitatorilor. Să fie ușor de scanat, să nu fie un paragraf de 1000 de cuvinte fără nicio împărțire în paragraf. Să folosești propoziții scurte, verbe active, să nu mai fie adesa pasivă. Găsim unul de genul acesta în articolul respectiv. Articolul e un link cu multe alte link-uri. Cum vrei să iau pentru un blog? Cum ați face să iau pentru un blog? De două luni jumate de când scriu, am uitat că trebuie să am înțeles și la săptămâna trecută că, de fapt, e important cuvântul cheie, de care spuneam domnișoara. Cuvântul cheie, cuvintele, seturile de cuvinte cheie, pe care, de fapt, cu care nu trebuie să aglomerezi, dar pe care trebuie să le regăsești în titlu, subtitlu și așa mai departe. În afară de cuvintele cheie, în momentul de față, simt că nu e foarte clară comunitatea pe care vreau să o atrag, în ceea ce privește profilul clientului, profil din toate perspectivele, cu toate liniuțele alea, întrebările de la vârstă, ocupație, timp liber, posibilitate de a plăti, de a plăti și așa mai departe. Și eu nu știu să fac și eu, pentru că, de fapt, și după ce aș avea o comunitate, nu știu ce vreau să fac. Adică am niște idei și încă nu m-am definit. De asta nu e foarte clar ce aș face pentru ce SEO aș face pentru blogul meu. Da, cred că acel aspect de care spuneți acum, în final, e foarte important. Nu pot să dau un răspuns. Le zic acum, l-am citit, dar eu trebuie să fac analiză. Dar după ce vorbim punctual, da, știu. Da. Dar, în principiu, după ce lămuriți acel aspect, ar trebui să faceți lista de cuvinte cheie care sunt relevante. Când căutați la Google, dacă vă interesează lista de cuvinte cheie, nu am, cred că am link-ul în articolul respectiv, dar în prezentarea asta, căutați la Google olivian.ro spațiu, lista, spațiu, cuvinte, minus, cuvinte cheie, lista cuvinte cheie, olivian.ro, într-un cuvânt, lista cuvinte cheie, trei cuvinte. Și o să găsiți un articol în care am o procedură mai veche de a face lista de cuvinte cheie, dar la sfârșitul articolului găsiți, nu mai știu câte, sunt peste 20, cred că sunt câteva 10 bune de articole, care vă învață în engleză cum să lucrați la lista de cuvinte cheie pentru un site. Și, în principiu, metoda de care spuneați mai devreme că, domnule, hai să zicem că nu, dați-mi un cuvânt, nu, hai să, dați-mi un cuvânt, dar nu din jadul noastră, într-o altă nișă, ca să nu, poate Ten. Bun. Ten, nu ten. Nu mă. Ok, da. Ten de față. Ten de față. Ok. Altul. Sunt foarte priceapăt la acest Albirea dinților. Albirea dinților. Ok. Articolul cu lista de cuvinte cheie este despre o clinică stomatologică și în articolul respectiv se referă la utilizare pentru termenul albirea dinților printre alți termeni. Ideea e așa. Dacă vrei ca site-ul să apară pentru albirea dinților,
mulți oameni se gândesc, domnule, hai să vedem, avem 10 articole pe blogul nostru despre stomatologie sau pe blogul nostru despre estetică. Hai să luăm albirea dinților și să-l punem undeva pe acolo. Și unde îl punem? Îl punem un titlu, în URL, adăugăm o poză și punem pe acolo și mai scriem de câteva ori cuvinte. Nu asta e metoda pe care vă recomand. Vă recomand, dacă deja aveți un articol despre albirea dinților, atunci probabil acel articol este deja ok. În sensul că dacă tema articolului meu este albirea dinților, procedură detaliată, cum se face, sau tot ce ar trebui să știi despre albirea dinților sau lucruri de genul ăsta, foarte probabil articolul respectiv deja are în titlu albirea dinților, că ăsta e subiectul propoziției. Și atunci e firesc ca în titlu să se regăsească albirea dinților. Foarte probabil pentru că tema articolului, albirea dinților, acest termen se va regăsi în mod natural în articol. Și foarte probabil pentru că este albirea dinților, voi avea niște poze. Dar, dacă am un articol care poate am, deci albirea dinților poate să fie o chestie foarte nișată. De exemplu, 5 aspecte la care nu te-ai gândit la albirea dinților. Și atunci am răspuns doar la 5 lucruri. E foarte nișat. Și dacă eu caut despre albirea dinților, eu vreau să găsesc alte informații. Poate dacă pot să fac acasă, dacă pot, trebuie să merg la medicul stomatolog, la ce ar trebui să țin cont, cât durează după ce s-a făcut albirea dinților până se vor gândi la loc, care sunt riscurile. Și ar trebui să citesc mult mai multe lucruri decât acele 5 lucruri. Și atunci, în cazul ăsta, las articolul ăsta cu 5 lucruri, poate să fie o chestie cea mai bună pastă de dinți pentru albirea dinților. Și atunci, chiar dacă ea se referă vag la albirea dinților, subiectul principal nu tratează în profunzime tema dorită. Eu vreau să fac un articol care să fie albirea dinților, tot ce trebuie să știi. Adică, în urma lecturii despre albirea dinților, în principiu ar trebui să răspund la principalele întrebări pe care o persoană le-ar putea avea. Dacă acele întrebări sunt foarte nișate, de genul toată lumea să zice că întreabă ce peliuță de dinți sau ce pastă de dinți să folosesc pentru albirea dinților, dacă asta e întrebarea, e foarte bun un articol nișat. Dar dacă oamenii intră pe un articol de genul albirea dinților și vor să citească lucruri de genul stomatolog, pastă de dinți, peliuță de dinți și multe alte lucruri și au tot felul de întrebări și eu vreau un articol pentru tema asta, în cazul ăsta nu mai e un articol vechi și mai adaug pe acolo niște cuvinte cheie. Asta nu e suficient. Google poate să vadă dacă eu, să zicem că eu iau un articol și mă duc și îl optimizez pentru albirea dinților. Și pun în titlu, în URL, în link-ul site-ului, în imagini, pun de câteva cuvântul cheie și am un articol scurt, 5 lucruri la albirea dinților, nu știu. Nu e suficient. Google, deși vede că eu am pus termenul albirea dinților, el poate o să zică, da, domnule, felicitări, ai făcut schimbarea asta, erai pe poziția 20 în Google la albirea dinților, te duc pe poziția 5 și să văd cum merge. Și oamenii intră pe el, caută la Google la albirea dinților, găsesc articolul meu magic, care e optimizat, acum are și în titlu și în descriere și peste tot are numai albirea dinților, fac click pe el, se uită și ies, că nu le-a plăcut, nu le recomandă, caută altceva, se duc la Google și Google poate să vadă că a făcut click pe poziția 5, s-a dus acolo, s-a întors la Google și s-a dus la poziția 6, că poziția 5 nu era ce căuta el. Și atunci, ăsta e un semnal pe care poate să-l vadă Google. Un alt semnal pe care poate să-l vadă Google e, ok, oamenii au citit articolul. Eu te-am adus pe poziția 5, ți-am făcut un bine, că am văzut că ți-ai optimizat articolul. Dar tu o să ai, să zicem că o să dau 1000 de vizite în 2 luni. În 2 luni de zile ți-au dus 1000 de vizite. Din alea 1000 de vizite, cât ți-au dat share pe Facebook că le-a plăcut articolul tău? Niciunul. Păi de ce n-a dat niciunul? Pentru că tu s-au întors în Google, s-au dus la poziția 6, că era un articol slab, care era doar optimizat. Deci, dacă vrei să faci un articol bun pe tema albirea dinților, nu este suficient să pui niște cuvinte cheie undeva, ci ai nevoie să faci un articol care, într-adevăr, răspunde întrebărilor vizitatorilor. Dacă între vizitatorii au o singură întrebare, ce pastă de dinți să folosești, poți să faci un articol atât. Folosește COVID. Recomandăm toți, semnătură, medici, nu știu ce, atât, ăsta e tot. Dar, în principiu, foarte probabil ca vizitatorii au multe întrebări, și doar e bine să le tratezi pe cele mai importante dintre ele. Să faci asta cu poze, poți să ai un video. Poți să faci o chestie foarte drăguță și interactivă și vizuală. Și dacă ai făcut asta la final, vizitatorii, tatăl meu, am citit o chestie, aveam o dilemă, îl pun pe Facebook să vadă și grație că chiar nu s-a părut mișto. Asta e cu optimizarea. Deci, până la urmă, e chestie de conținut.
cu totul, nu numai cuvinte cheie în conținut, ci de conținut cu totul. Conținut pe care altora o să le facă așa de mult încât să dea mai departe. Asta e chiar. Să se le placă, să revină, să intre din nou, să se pare o chestie extraordinară. Când zic că extraordinar, acum nu vă gândiți că trebuie să scrie la nivel academic sau nu știu ce, nu? Extraordinar poate să fie un limbaj simplu, dar care să răspundă la întrebările mele. Nu înseamnă că trebuie să-mi vorbești în termeni neapărat științifici, medicali, și să zici niște lucruri care sunt greu de priceput într-un limbaj scorțos. Nu. Răspundem la dilema pe care am avut și o să-ți mulțumesc pentru asta, pentru un share pe Facebook. Deschisesem o paranteză la... Am fost un articol despre o starletă care și-a avut dinții. Și atunci avem și multe șeruri. Da. Bun. Cum faci să pentru... Uite, am zis aici. Cum faci să pentru un site de prezentare? Content marketing. Cum faci să pentru un blog? Content marketing. Deci cam asta era. O să fie întrebările din asemenea. Bun. Cum faci să pentru magazin online? Răspuns nu e doar content marketing. Unul din răspunsuri e content marketing. Dacă ai un magazin online, cum ați face SEO pentru el? Deci, content marketing ar însemna. Îi faci, atașezi magazinul online un blog și pe blog scrii, dacă ai un magazin de piese auto, scrii niște lucruri relevante pentru piesele auto. Dacă ai un magazin de reparații auto, schimbări, nu știu ce, scrii niște articole despre cum se fac reparații, care să fie relevante. Asta ar fi content marketing. Deci, după ce scrii articolele, tot mixul de care ai discutat. Dar în afară de acest aspect, la un magazin mai ce ar mai conta? Ce credeți că face imagul? Că imagul... Minte. Bine. Nu, ce face imagul și sunteți de acord? Și ce face imagul bine în promovarea produselor lor? Hai să începem. Ghicește ce caut eu foarte bine. Poftim? Ghicește ce caut eu foarte bine. Adică, bun. Deși dau descrieri incomplete, numele cuvintele bine, dintre toate magazinele, imagul face asta remarcabil, poate mai bine decât Google, mă duce la ce vrea. Ghicește. Eu scriu Adidas de vară și el mă duce chiar la cele ușoare. Ok. Mă gândesc la un exemplu mai... Emagul are cele mai multe variante de produs pe nișă. Are cele mai multe variante pe orice fel de obiect pe care îl cauți. Variante, tipuri. Adică are paleta asta acoperitoare pentru absolut orice trece prin cap, cum a spus el, tenis de vară. Dacă eu aș avea un magazin care vinde miere de albine și aș avea 10 tipuri de miere, atât. Ce ați face din ce face EMAG să faceți și voi un lucru care eu sunt, mie ăla mi se pare cel mai tare. Denumiri alternative, dar, de exemplu, nu știu, e miere, dacă există, nu știu, o, la miere se mai spune cumva, local, da, sau asta. Aduce tot acolo. Deci, ce pot să faci din chestia pe care ai spus acum, este că dacă am o miere de albine de salcă, dacă am chestia asta, și poate, nu mi-e clar, dar să zicem că ar fi niște variante de denumire ale mierii de albine de salcă, nu știu să zic care aș fi acelea, dar poate se numește altfel local sau așa, de aș include în pagina respectivă, aș include acele variante, aș pune o propoziție scurtă. Mierea de albine de salcâm este cunoscută și sub numele de. În legiunea cutare, popular, este cunoscută sub numele, pentru că dacă Google nu știe, oamenii caută miere, cum se caută în legiunea populară, de care eu nu l-am căutat. Să zicem că zice miere Hanuka, deși nu e Hanuka, înseamnă altceva, dar zicem că zice miere Hanuka. Și oamenii caută miere Hanuka, eu vreau să ajungă la mine în site la miere de salcâm. Dar Google se uită pe pagina mea de miere de salcâm și nu găsește miere Hanuka. Mai nou, a început să facă niște corelații, să facă el pentru mine, chiar dacă eu n-am inclus în pagina miere Hanuka, să știe el că salcâm e doar Hanuka. Dar face asta foarte bine în engleză și mult mai prost și se propagă mult mai greu, o să dureze până să ajungă la noi și nu va avea nivelul de înțelegere pe care are în engleză pentru română mult timp. Și cel mai bine în momentul ăsta, dacă ai urmat pagina cu miere de albine de salcâm, să pui în pagina aia și miere Hanuka, dacă consider că sunt relevante și ar fi util. Dar atenție, dacă te-a pus și pui miere polifloră în pagina miere de salcâm, și tu știi bine că nu are nicio legătură, dar tu te-ai pus și pui pur și simplu 10 tipuri de miere, Google, tatăl meu, aia, hai să te pun pe locul 10. Și te pune pe 10,
pe prima pagină, care nu e nici așa de rău, te pune pe locul 10 și vede ce se întâmplă. Și ce se întâmplă? Omul caută, intră, a căutat miere de polifloră, a intrat pe pagina de miere de, miere de sarcină, păi stai, bă, că nu-i nimica. Și se întoarce înapoi și iarăși e nemulțumit. Și tu nu vrei să se întâmple asta. Adică poți să-l păcălești tehnic, dar practic nu o să-ți meargă decât o perioadă scurtă. Da, ideea este să n-ai bounce rate-ul foarte mare. Da, îți va spune bounce rate-ul, vede, și vede dacă ai share-uri, like-uri și nu știu ce. Și se uită și zice, da, domnule, te-am adus pe 10 și n-ai făcut nimic. Te duc înapoi pe 20 că ai locul tău. Te las pe miere de albine de sarcă, că acolo ești ok. Da. Și mai face ceva ce am sesizat eu la un produs, la untul de arahide, de exemplu, pentru discuții, așa dau exemplu concret, pune fix ceea ce căutăm, și anume cel mai mic conținut de zaharuri pentru untul de arahide. Adică pune exact caracteristica care e căutată cumva, sau care diferențiază untul de arahide de la 12,5 cel mai prost până la lor. Ei vând cel mai bine mai protein, nenorocitul de unt de arahide cel mai bun care se găsește online, apare în lagul primul pe Google. Bun. Dar nu înțeleg ce fac. Ok. Răspund la asta. Da, deci, content marketing contează. Ați dat două exemple de pagina de produs și, într-adevăr, și în opinia mea, pagina de produs este cel mai important lucru al unui magazin online. Legat de ce fac Elanca, ați dat un exemplu, dar poate să fie aproape, cu siguranță, aproape orice produs de la ei din site, dacă îl cauți, va fi pe prima pagină și de multe ori în primele trei poziții și de mai mult, nu de mai mult, mai mult statistic, de multe ori o să fie chiar prima poziție. Cum fac asta? E pe modelul Wikipedia. Wikipedia are o bază de date cu foarte multe cuvinte. Da, aproape orice termen popular cauți, are Wikipedia ceva pe tema respectivă. Wikipedia nu au nevoie, deci, așa, Wikipedia nu au nevoie ca fiecare pagina lor să fie, să obțină multe linkuri. Ei au nevoie ca, dacă cauți despre Bill Clinton, pagina lor de Bill Clinton să apară cât mai sus. Și cum fac asta? Pentru că au produs un site cu multe vechime, au strâns o mulțime de linkuri. În general s-a dovedit că Wikipedia e, în general, ok. Nu e nici real, nici bună, în sensul că poate să apară inadvertențe, dar în general le corectează pe cât pot. Pentru că, la modul general, a performat bine și Wikipedia a strâns o mulțime de linkuri, pagina de Bill Clinton apare bine. Dar să zicem că acum publică azi un articol pentru o chestie care a apărut, un eveniment, ce s-a întâmplat în Iran, sau nu știu ce, e o chestie care apare punctuală. Da? Un eveniment. Și publică acum pe Wikipedia. Deci și ăla o să apară printre primele rezultate. De ce se întâmplă asta? Google se uită la numărul global de link-uri pe care le are Wikipedia și zice așa, ok, dacă Wikipedia e un site care în trecut oamenii au fost mulțumiți, au căutat, au intrat pe el și au fost mulțumiți de ce au găsit. Au trimis mai departe. Și au dat, sunt multe link-uri către pagina principală Wikipedia, pentru că s-a întâmplat asta, doar pentru că Wikipedia produce un articol nou, Google îi dă, ok, hai să punem și pagina aceasta într-o poziție bună, e relevant să apară și ea într-o poziție bună, pentru că domeniul în ansamblu are o mulțime de link-uri. Și pentru că domeniul în ansamblu are o mulțime de link-uri, Google are încredere, ok, hai să punem și pagina aceasta în primele 5 poziții, pentru că am încredere că și ea va performa bine. Și atunci, mai face același lucru, am un site care are o mulțime de link-uri către homepage, are o mulțime de link-uri către pagine de categorii, unele produse de ale lor au o mulțime de link-uri și sunt sigur că sunt o grămadă de produse care nu au link-uri. Dar și acelea ranchează, pentru că în ansamblu site-ul duce bine și poate să publice orice, efectiv poate să publice orice, au o mulțime bună cu ele. Asta e, așa funcționează în linii mari și Yamaha și Wikipedia. Sunt niște site foarte mari, cu o mulțime de link-uri în care Google are o mare încredere și poate să publice aproape orice, vor avea poziționări foarte bune. Și dacă ești un site mic, îți e, se e un efect al burgerului de zăpadă. Pentru că e mare, mare și apare primul și își mulțumește vizitatorii, le va fi din ce în ce mai ușor să strângă link-uri în viitor. Dacă tu ești un site mic, vei crește și tu, dar rata ta de creștere va fi mai mare decât, mai mică decât rata de creștere a EMAB-ului care e inerent. Adică EMAB-ul, doar pentru că există, crește mai bine decât un site mic nou lansat în... Doar pentru că există, e suficient. A ajuns la dimensiunea asta, e atât de mare,
încât când crește el, crește mai mult decât crești tu, care poate, să zicem, că în opinia ta e furnizat un serviciu mai bun. Nu contează, e mal crește în virtutea inerției. Și nu mai important criteriul SEO. Ce contează? Deci, SEO înseamnă că atunci când cauți, mai dați-mi o nișă la ceva. Accesorii mobilă. Cum? Accesorii mobilă. Când cauți accesorii mobilă, apar niște site-uri. Dedeman. De ce apare, care e cel mai important? Unul singur. Cel mai important criteriu pentru care apare Dedeman și nu Ikea. Nu, probabil apare și Ikea. Deci apare Dedeman și nu primele 10, da? Deci apare Dedeman și nu apare Carrefour. Uite, asta e întrebarea bună. Deci apare Dedeman și nu apare Carrefour în primele 10. Sunt destul de sigur că nu apare Carrefour în primele 10 la accesorii. Mi se pare că Carrefour, spus asta, cofonia, are prea de toate, prea multe față de Dedeman care are... Dedeman este mai nișat, mai nișat, da. Nu mai? Mai nișat decât mai nișat, ok. Pare să de asta apare. Mai are Carrefour care vinde și brânză de mână. Da, da. Bun. Ideea e că Carrefour probabil apare pe domenii ca supermarket, hipermarket, în care el are o autoritate, pe când Dedeman apare în accesorii mobilă, pentru că el e bine reprezentat acolo. Dar ca să apari pe o anumită poziție, principalul criteriu este să ai cu ce să ranchezi. Adică, dacă eu am un site de mobilă, nu. Dacă nu am un site de mobilă, n-am cum să apar. Efectiv, n-am cum să apar în prima pagină la accesorii mobile. Deci, principalul criteriu la orice chestie. Dacă vreau să apar la accesorii paturi copii. N-am cum să se întâmple chestia asta atâta timp cât eu nu am pe site nici măcar var ceva legat de asta. Trebuie să am pe site-ul meu o chestie legată de aspectul respectiv. Acum că Dedeman are tot site-ul axat pe accesorii mobilă. Asta l-a ajutat foarte mult și are link-uri și lucrurile respective. Dar principalul criteriu pentru care apare Dedeman e în special că au cu ce să apară la, așa, la chestia asta. Și al doilea, care, deci prima dată să ai cu ce să apare. Ok. Dedeman apare la accesorii mobilă. Al doilea întrebare, de ce apare Dedeman în primele 10? În afară că și eu pot să fac pe site-ul meu o pagină cu accesorii mobile și vă garantez că nu o să apar pe prima pagină în accesorii mobile. Ce face pe Dedeman în opinia voastră să... Deci, e ok, eu să dau răspuns. Stăm mai mult pe el? Da. Legat de aspectul ăsta. Google poate să măsoare următoarele lucruri. Google are niște roboței cu care parcurge site-ul din link în link. Intră pe o pagină și când vede un link, intră pe el și merge mai departe și parcurge așa site-urile de pe internet. El vede în primul rând link-urile. Ăsta e principalul criteriu de a funcționa al Google-ului. Cu asta s-a diferențiat. Când s-au lansat de pe piață, ăsta a fost principalul lor criteriu și marele lor avantaj. S-au lansat, ok, noi facem ca un site să apară mai sus sau mai jos prin link-uri. Un alt aspect legat de... Am auzit de multe chestia că, ok, ca să am un site mai sus în Google, trebuie să am mai multe vizite. Nu funcționează așa. Google, deși încearcă prin niște metode să-și dea seama cam care sunt vizitele pe care le are un site, din punctul lui de vedere, strict, așa, dacă ar fi să ignorăm orice alt criteriu, nu contează pentru Google dacă tu ai un site cu 1000 de vizitatori pe zi sau un site cu 10 vizitatori pe zi. La modul practic, dacă tu ai un site cu 1000 de vizitatori pe zi, probabil o să ai și niște link-uri către site-ul tău și atunci Google, ok, zice că ăla e un site mai important și atunci apare această corelație. Dar dacă tu te duci la site-ul tău și pui un roboțel să dea refresh de 10.000 de ori, nu o să ai o poziționare mai bună în Google decât dacă n-ai face acel roboțel să facă. Adică nu e vorba... El nu măsoară vizitele. Și există o chestie care se cheamă Google Analytics. Pui pe site-ul tău și Google îți dă niște informații despre site-ul tău. Și este cea mai populară metodă de analytics. Dar conform propriilor declarații, Google nu folosește datele de acolo. Deci ei au acces la... Să zicem, 50% din site-urile din asta. Nu știu exact cât are Google Analytics pe de piață, dar să zicem că ăsta ar fi procentul. Ei afirmă, noi nu ne uităm, chiar dacă noi măsurăm noi datele din Google Analytics și le arătăm vouă,
Noi facem asta benevol și nu folosim date pentru a poziționa un site mai sus sau mai jos. Deci Google încearcă să spună, noi nu vrem să monitorizăm traficul pe care îl ai pe site. Legat de cât stă un om pe site. Dacă nu mă duc la Google și caut accesorii mobile și ajung la Dedeman și ies imediat, chestia asta poate să o vadă. Dar orice altă metodă, dacă eu primesc un link la un prieten, dacă eu văd un link pe rețele sociale, dacă scriu eu www.dedeman.ro în vară și dau Enter, dacă primesc un newsletter de la Dedeman, dacă văd un link undeva pe site, pe un site de la Dedeman, adică Google poate să vadă că nu stă un om mult pe site, dar tot pornește chestia asta din căutarea accesorii mobile sau dintr-o căutare efectivă dintr-o altă parte din Google. Dar, în principiu, nu are acces la informația cât stă cineva pe site și atunci nu e un criteriu, pentru că Google nu se uită foarte mult la datele despre vizitatori. Și apoi, mai dacă întrebi oamenii care fac SEO, dacă contează chestia asta ca cineva când caută accesorii mobile, face click pe Dedeman, intră pe site și se întoarce înapoi, dacă contează asta, că s-a întors, oamenii care fac SEO zic că contează. Dacă întrebi Google chestia asta, îi zice, noi nu luăm asta în considerare. Deci, algoritmul Google încearcă să fie pătrat secret. Google zice, domnule, noi nu vrem să vă zicem care sunt criteriile cele mai importante, vă zicem niște lucruri, dar nu vă zicem totul despre cum funcționează algoritmul nostru. Și atunci, ei nu sunt foarte deschiși și nu-ți spun toate lucrurile pe care trebuie să le știi. Și atunci, în opinia mea, contează dacă tu ai un site și intră oamenii pe site și se întorc la Google, chestia asta contează, dar conform Google, ei spun că nu monitorizează acest aspect. Și deci, care e al doilea cel mai important interes? Link-urile. Link-urile de toate felurile. Se cheamă... Dacă eu intru pe un blog și comentez, când comentez, scriu acolo, Livian Breda, adresa de e-mail, și URL-ul site-ului meu. Și scriu acolo, acest site, ce articol bun. Dacă eu dau trimite, am obținut un comentariu pe un blog și, practic, în pagina blogului eluia, apare undeva un comentariu și în comentariu scrie acolo, www.olivian.ro. Deci link-uri nu din pagina. Nu mai puțin. Că o să înțelegi la sfârșit că nu mai puțin. Dar sunt link-uri de pe alte site-uri către site-ul meu. Deci nu am explicat. Link-uri de pe alte site-uri către site-ul meu. Dar atenție la link-urile acestea. Dacă sunt link-uri pe care le poate obține oricine, adică oricine poate să intre pe un site și să pună un comentariu și să obțină un link către site-ul lui. Google zice așa, noi nu vrem link-uri de genul ăsta, așa, pentru că voi ați abuzat. Dacă link-urile au contat atât de mult, oamenii s-ar apuca să lase comentarii pe bloguri, doar pentru a obține link-uri. Și atunci toate comentariile de pe toate blogurile, se zice 99,9, trebuie să faci ceva în mod special ca să dezactivezi chestia asta. Majoritatea lumii nu face asta pentru că e o idee destul de proastă. Deci, comentariile de pe bloguri au o chestie care se cheamă nofollow. Adică dacă eu mă duc și las un blog, un comentariu pe un blog, acel comentariu va avea atașat la link-ul meu unde scrie www.olivian.ro o chestie care se cheamă nofollow. Adică îi spui lui Google, uite, vezi, Olivian Breda a lăsat un comentariu, poate lumea să citească comentariu, vede numele, vede un avatar, vede că scrie www.olivian.ro, dar tu, Google, ignoră acel link. Dacă eu mă duc la Wikipedia și scriu un articol pe Wikipedia și la sfârșit scriu sursa, că pe Wikipedia poți să pui niște referințe externe și mă duc pe Wikipedia și scriu sursa e www.olivian.ro. Păi toată lumea s-ar apuca să abuzeze biata Wikipedia care e editabilă de oricine și s-ar apuca să pună link-uri pe Wikipedia. Și Wikipedia este așa. Noi vă dăm link-uri, vă lăsăm. Dacă vrei să publici un articol, să scrii sursa www.olivian.ro, perfect de acolo. Dar toate link-urile alea pe care le puneți voi acolo au o chestie care se cheamă nofollow. Atunci, Google va ignora link-urile respective. Dacă tu vrei să-l faci și te pare relevant să pierzi timpul să scrii un articol pe Wikipedia, să scrii sursa www.olivian.ro, fă-o. Dar link-ul ăla nu are nicio valoare. Facebook. Dacă mă duc pe Facebook și scriu, intrați pe www.olivian.ro, am o audiență, mă urmărește cineva, ok. Pentru acea audiență o să facă click și o să intre pe olivian.ro. Dar din punct de vedere al Google, când o să intre Google pe Facebook, să zicem, în general nu prea să bine intră content, dar vă zic așa, ca de am urmărit așa. Link-ul acela va avea nou follow. Pentru că Facebook nu vrea ca toată lumea să-și pună link-ul pe Facebook ca să crească oameni în Google. Da? Deci,
aproape toate metodele standard pe care cineva ar putea abuza de a lăsa un link undeva pentru a obține creștere de performanță, au fost eliminate. Pentru că sunt oameni care vor să apară pe mai sus în Google și atunci ar abuza de metoda asta. Și ca să evite asta, majoritatea link-urilor pe care poți să le lași undeva să nu o fac. Dar, dacă eu am un blog și vreau să scriu un articol pe blogul meu despre un alt site și scriu acolo, intrați pe www.olivian.ro, link-ul ăla, în mod implicit, dacă nu fac eu ceva anume, link-ul ăla e bun, nu mai are nofollow. Dacă un articol de presă scrie un articol despre mine, ei au, majoritatea scriu, pun și nofollow, dar pun manual. Dar în principiu, dacă un site de știri vrea să scrie un articol despre mine, va fi link bun. Dacă public un articol, un comunicat de presă. Aici depinde de site de comunicat de presă. Sunt unii care pun nofollow pe toate link-urile, dar sunt site-uri de comunicat de presă care scriu, uite, ai un comunicat de presă, intrați pe www.olivian.ro, link-ul ăla e valid. Deci, ca să verificați asta cu nofollow, dați click dreapta pe link și dați, se cheamă inspect. Ultima din ce e cea mai jos. O să am o poză cu cum se face inspect. Deci click dreapta pe link, inspect. Și trebuie să, dacă scrie pe acolo undeva nou follow, link-ul ăla nu e urmat. Ce faceți asta de câteva ori și o să... Adică nu, te lămurești rapid. Blogul ăsta are nou follow? Are. Am terminat cu el. Wikipedia are nou follow? Nu. Are. Și tot așa. Adică nu trebuie să mă pun de fișc chestia asta. Să zicem că faceți un audit SEO. Eu fac auditul SEO. Am făcut undeva pe la 150, cam, nu mai știu ce fac exact, dar undeva pe acolo. Și am de verificat site-ul ăsta, olivian.ro. Cum verific site-ul ăsta? Primul lucru pe care îl fac. E o chestie tehnică, nu o să iau întrebări. Penul, dacă cine... Da, ce spune? Da. Caut să ajungă așa. Deci, când cauți, vedeți să mergi un spațiu după două puncte. E site, două puncte. Puneți acolo numele site-ului vostru, fără www, fără HTTP, fără nimic. E așa. Site, două puncte, numele site-ului. Și aici îți arată câteva informații care sunt foarte relevante. Primul lucru pe care îl vezi aici, e că paginile astea au fost indexate. Că Google știe de ele. Dacă eu când caut așa, îmi apare chestia asta, înseamnă că eu dacă mă apuc și caut chestia asta, poate apar, poate n-apar pe prima pagină, dar undeva sigur apar, Google știe de mine. Adică eu dacă caut chestia asta la Google, eu sunt convins că pagina asta ar putea apărea în Google. Pentru că dacă caut extensii de Google Chrome, o să apară Google Chrome, alte site-uri mai puternice decât al meu, o să apară ceva și poate n-apar eu. Dar știu sigur că o să apar măcar la pagina 20 undeva, o să apar și eu undeva. Bun. Deci primul lucru e că apar. Al doilea lucru. Spune aici aproximativ 2890 de rezultate. Cifra asta e extrem de mare. Deci eu zic că rotunjesc doar ultima cifră și am rotunjit la ultima decimală. Nu, rotunjesc mult mai mult de atâta. Dar am o idee, ok, site-ul meu are undeva pe la 3000 de pagini în Google. Perfect, am o idee. Dacă scria acolo care are 5 pagini și eu aveam pe site-ul meu 2000 de articole, era o mare problemă. Înseamnă că din 2000 de articole, Google vede doar 5. Dar așa știu că vede 3000. Mai sunt, chiar dacă am 2000 de articole, mai am categorii, căutări, sunt tot felul de posibilități pe care poate să apară și alte pagini. Dacă apar 3000 și am 2000 de articole, e pe acolo. Chiar dacă nu apar toate, în general sunt ok. Și aici pot să-mi fac o idee, doar căutând așa, ăsta se cheamă titlu. Deci când căutați la Google așa, chestia asta se cheamă titlul paginii. Se cheamă... ideea e că și în pagină, în interiorul paginii, dacă scrie undeva chestia asta, se cheamă tot titlul. Și cumva ca să le diferențieze, ăsta care apare aici doar în Google și mai apare în bara de sus a unui tab, când ai mai multe taburi, scrie acolo ceva. Chestia asta care apare în Google aici și aia sus în taburi, se cheamă meta-titlu. Meta la greșit, nu e corect acel meta-titlu. Dar să zicem așa, e meta-titlu. Și asta de aici este meta-descrierea. Meta-titlu, meta-descriere. Câte rezultate apar și că apare ceva. Faptul că apar unele mai sus sau mai jos e irrelevant. Nu înseamnă că ăsta e mai puternic ca ăsta sau mai știu ce. Apare articol din 2008, nu știu de ce apare ăsta, 2014. E așa, o ceva mare. Nu știu de ce mai am întrebarea asta acum.
părea foarte logică când am scris-o, dar care credeți voi că e cea mai populară platformă? WordPress. Bravo! 35%, am avut cu asta am început. Da, ok. Bun. Acum revin la întrebarea anterioară. Dacă ai un... ziceți-mi o nișă, o ceva. Pot să zic tot eu? Da. Braz natural. Braz natural. Unde ați pune cuvinte cheie într-un site? Deci ai un... cum ai optimiza... Deci, întrebarea e capcană, dar cum ai, o formulez ca să nu mai fie capcană. Dacă vrei să optimizezi un site, ai un site pe tema brazilor, cum optimizezi site-ul? Cum ai face? Nici câteva lucruri, nu... Așa, la modul general. Sau tu, sau cine vrea să-ți spun. În titlu, în text, în numele, numirea pozelor. Ok. În alte articole de pe același blog sau site pe care faci referire între ele. În subtitlu. Ok. În URL. Ok. Bun. Capcana nu știu. Bun. Capcana e că... Deci, stai să zic pentru ei, deci zic și care e capcana. Două lucruri. Unu, ce spune ce totul foarte ok pe plan intern, cum îți faci tu propriul site, dar ai nevoie și de link-uri din alte părți. Deci, SEO, în principal, e făcut... Google știe că site-ul e bun sau nu, în principal numără câte link-uri de valoare are site-ul tău. Dacă se uită și vede că ai link-uri de la 20 de site-uri, e bine. Dacă ai de la 100 de site-uri și alea 100 de site-uri sunt și ele valoroase, pentru că nu sunt niște site-uri de slabă calitate, asta e și mai bine. Deci, în principiu, te-ar ajuta și ceva pe plan extern. Ce ai spus tu pe plan intern, dar, sunt un pic descurajată, adică nu cred că o să scrie cineva despre mine, tractorul, dar atunci cum pot să fac? Guest blogging. Guest blogging. Guest blogging. Și dacă se face articolul respectiv pe un site din nișa ta, te și poziționezi ca expert. Oamenii o să caute pe ce scrii tu, pe domeniul respectiv în care ai site-ul, și o să găsească nu doar site-ul tău, o să găsească și unde ai scris tu. Să vadă, uite, am apărut în site-ul ăsta, citesc, am făcut click pe link și ai o audiență care e bine targetată. Mai e un aspect. Ce ai spus e foarte ok dacă vrei să optimizezi o pagină care are un conținut bun deja existent. Dar există posibilitatea ca pe tema brazilor de Crăciun, poate ai un articol care nu e, ori nu e suficient de bun și atunci trebuie să-l mai completezi sau să-l poți să-l și scurtezi. Ideea e că e posibil, ai un, poate un articol scris de 2008 și pe tema brazilor de Crăciun. Nu e suficient să pui brazi de Crăciun în câteva locuri. Este necesar să iei articolul la periat și să-l adaptezi, să încerci ca articolul respectiv să răspundă la întrebările pe care le-ar putea avea o persoană. Deci asta e un aspect. Dacă editezi, cum ai spus că editezi un articol și articolul e mai vechi, sau articolul este făcut cumva mai... Hai să vedem ce cred eu că ar întreba oamenii despre brazi de Crăciun. Dar am zis mai devreme de chestia aia cu lista de cuvinte cheie. Dacă oamenii ar avea nevoie pentru lista de cuvinte cheie de... Stai că am pierdut ideea, nu mai știu. Da. Tu când scrii un articol pe tema brazilor de Crăciun, poate tu o să răspunzi la trei întrebări pe care consider că le-au oamenii cel mai frecvent. Dar dacă faci un research pe tema respectivă și am dat un articol despre cum să faci lista de cuvinte cheie, e posibil să găsești unul mai multe întrebări și atunci articolul trebuie completat. Deci ăsta e un aspect, că poate articolul nu e suficient de bun. Și al doilea aspect, e posibil că articolul să fie foarte nișat și specific pe o chestie și oamenii să caute altceva. Adică poate tu ai un articol ce să faci cu bradul de Crăciun după ce nu mai ai nevoie de ei. Poate ăsta e articolul tău vechi. În cazul ăla, eu ți-aș recomanda mai degrabă decât să iei articolul ăsta care e foarte specific pe anumite chestii și nu e relevant pentru cei care caută braz de Crăciun, să faci un nou articol. Brazi de Crăciun, cele mai bune oferte. Și pui acolo listă cu cum îți alegi bradul de Crăciun, tot felul de alte lucruri, de unde să-și cumpere oamenii bradul de Crăciun,
cele mai bune oferte, locuri de unde, decât să-ți spun pe tot felul de sfaturi pe care, cu întrebări pe care ar putea avea oamenii. Deci, mai zic o dată ce am zis deja. Legat de lista de contechei, dacă e un articol și doar îl optimizezi, e posibil să nu fie suficient de bun acel articol și atunci trebuie revizuit acel articol, sau dacă e foarte nișat, poate e necesar să ai un articol nou. Da. Și aici am zis, e cam aceeași idee, numai. Capcana era că... Deci întâi trebuie să cauți... Da, nu, e ok, e ok. Că... Să trag o concluzie așa. Da, da. Nici nu vreau. Sigur. Dacă vrei să ziceți, ziceți. Nu, nu, nu. Nu vreți. Viteza site. De ce credeți că e important că viteza site? Viteza site înseamnă cât de repede se încarcă site. Pentru că oamenii, dacă nu se încarcă în 3 secunde, yes. De genul, yes. Totul da. E pe fast orice. Da. Deci contează o secundă. Doar că dacă se încarcă o secundă mai mult, în loc de 4 sunt 3, 5, mă rog, în loc de 3 sunt 4 și tot așa, afectează dramatic chestia asta. Și mai e un aspect. Mai mult de 50% din trafic a început să fie de pe mobil. Deci oamenii au încercat, au început din ce ceva să se intre de pe mobil și acolo viteza e și mai important. Cea mai greșeală optimizare imagine. Ai imagini pe un site. Și eu o fac pe două, noi o fac greșeala asta, dar o să vă arăt de ce e mai puțin important de la mine. Da. Sunt prea mari ca dimensiuni. Exact. Deci, ăsta e nouul meu. Și eu am aici, nu știu, 7-800, ceva genul ăsta de pixel lățime. Dar, eu am avut lățimea blogului meu, a variat. Și am avut și la 1200 și la nu știu ce. Și nu știu exact cum o să fie blogul meu peste 2 ani. Și poate o să mă... Acum era la 800. Dar poate, din punct de vedere al uzabilității, mie e bine să ai un ecran foarte larg. Oamenii, dacă ai un monitor, au început să apară monitoare mari. Dacă citește textul așa de la o pagină altă, nu e foarte plăcut. Și mai bine să mai Facebook. Dacă ați văzut Facebook, e în gust. Google Plus era în gust. Google are în stânga, toate alea acolo și ta mai spațiu liber în dreapta. E de preferat să ai într-o zonă mai mică. Dar poate o să mă răzgândesc, poate să apară o tehnologie nouă și gândește-mă, eu am 2000 de articole, să mă apuc să pun 2000 de poze din nou. Și atunci, ca să nu fac asta, pun pozele un pic mai mari, asta e 1200 de pixeli. Dacă, nu am dat aici cu Inspect Element, dacă dați click dreapta pe o poză și are și are jos Inspect Element, vă apare un cod prin ăsta, din care nu înțelegeți mare lucru, dar foarte probabil vedeți aici unde scrie WID. 1200, hai pe casă în 649. Adică are 1200 de pixeli în lățime. Poza asta, nu știu ce dimensiune, are doar 100 de kilo. Și dacă aș face la 800 de pixeli, n-ar avea o mare diferență de dimensiune. Nu aș face mare. Dar pe multe site-uri sunt poze foarte mari puse la dimensiuni. Se întâmplă extrem de frecvent chestia asta. Deci am văzut un an despre care discutăm acum de foarte, foarte multe ori. Vă recomand că îl puneți un o poză sau să o comprimați, să o redimensionați. Este asta o dimensiune 1200x649 ideală? Nu. Nu. Ideal este cât arată pe ecran, atâta să fie. Pe site-ul meu, dacă e afișată la 750 pe ecran, ar trebui să fie fix 750. Uh-huh. Dacă am un ecran mobil care e doar atâtica, ar trebui să fie 20 de pixel. Dacă cât ocupă pe ecran, atât trebuie să fie. Mai apare un aspect, și asta deja complică, vă zic așa, ca să știți voi din punct de vedere tehnic. Eu am ecran, să zicem că ar fi ăsta 1200. Acum e 800, dar să zicem că ar fi 1200. Pe tabletă ar fi 900. Pe mobil ar fi 500. Există, din punct de vedere tehnic, posibilitatea să fac să apară pe desktop la 1200 să încarce poza, pe tabletă la 900 și pe mobil la 500 de pixel. Pot, din punct de vedere tehnic, să am poza să încarce la 1200, la 900 și la 500 în funcție de device pe care accesez. Dar, mă rog, e deodată de... Uitați, scrie undeva pe aici, uitați să scrie. Pe la o dimensiune de 1200, încarcă 1200 de pixel și nu știu ce. Dar, în opinia mea, nu e necesar în momentul ăsta. Care credeți că e cea mai bună metodă de a crește viteza de WordPress?
pe fiecare pagină, am scos, am lăsat doar paginile de contact, să nu fie supraîncărcate, să mai bine să faci mai multe pagini decât să pui prea multe pagini. Pe WordPress, de exemplu, am zis că nu merg bine și emulețele. Nu trebuie. Nu mai puțin, vorbesc aici că o să pierd idei. Nu e neapărat nu să ai o pagină care e foarte lungă, adică aici nu am un răspuns clar, nu pot să zic că o pagină foarte lungă e neapărat rea și o pagină sau o pagină foarte scurtă e neapărat bună. Poate să fie, evident că se va încărca cea mică mai rapid și cea mare mai greu, dar poate oamenii, decât să îi obligi să dea despre noi servicii contact, poate preferă să facă scroll. Nu am un răspuns, pentru că există un tip de site care se cheamă One Site Homepage, One Page Website. Adică are tot site-ul de sus până jos, fac scroll, nu are nicio pagină, are doar un site. Lor ne merge, adică nu zic neapărat că dacă e lung, e rău, dacă e scurt, e puțin. E mai bine, așa? Și a zis, dar am uitat deja. Am zis de filmulețe, am înțeles că pe WordPress filmulețele fac ca încărcarea să fie dificilă. În general, e o mare problemă cu hosting-ul de video, pentru că dacă cineva dă play și mai un clip video, oricât l-ai comprimat, poți să le duci la câțiva mega, dar deja se vede foarte rău să ai un film foarte scurt. Dacă ai un film de câteva minute, ocupă câteva zeci de mega. Și atunci singura soluție este să-l pui pe YouTube sau pe o altă platformă similară cu YouTube. Și dacă l-ai pus pe YouTube, deja nu mai contează că ești pe WordPress sau pe Wix sau pe unde ești. Dacă pe Wix se mișcă YouTube-ul bine, se mișcă Wix și pe WordPress-ul tău se mișcă Wix și YouTube-ul bine. Adică, în momentul în care l-ai pus pe Vimeo, pe YouTube, mai sunt și alte site-uri. Dacă l-ai pus pe unul din site-urile respective și de acolo l-ai pus cu cod embed la tine pe site, cum te mișcă, se mișcă pe la alții și la tine. Nu cred neapărat. Nu. Nu. Aici vă recomand un plugin de caching. Nu pot să intru în detalii. Ideea e că pe WordPress poți să pui plugin-ul, iei un plugin de caching, îl pui și trebuie configurat. E o chestie foarte tehnică. Da? Dacă vreți să creșteți utilizarea pe WordPress, așa se face. Ce lucru de aia nu se rapid? Am dat foarte repede snap ca să vedem. Bun. Îl plătești pe unul care ți-l face. Da, nu mai înțeleg eu de ce am pus întrebarea asta. Știu răspunsul, am citit-o. Și avea logic. Am citit prezentarea de mai multe ori, dar acum... Bun, dacă vreți să facem un site pe WordPress, ci, vreau să fac un site pe WordPress și să te miște repede. Cum fac? Păi spun eu cum am făcut. Adică filmul, mă rog, care a ales așa tema, s-a uitat în state care, mă rog, să zicem că e mama și tata rădăcinii blogurilor de food și a citit o statistică tot pe Google, da, cu cea mai utilizată temă pe food. Și a ales tema aia pe care o aleg, ce vrei, știu că așa am făcut. Da. Deci, ideea e, ce vreau să spun cu asta, e că... Nu că aș ști eu ceva, nu. Bun. Ideea e, dacă ai un site și vrei să îmbunătățești viteza, e foarte greu. Poți, dar dacă folosești niște JavaScript-uri, că ai un slider, folosești niște JavaScript-uri pentru mai știu eu ce, ai niște poze care sunt mari, ai un site care e încărcat, ai o anumită, folosește niște fonturi și tot felul de lucruri de care deja sunt, dacă vrei să optimizezi, trebuie să comprimi JavaScript-ul sau să le limit, să schimbi fontul, să redimensionezi imagine, să renunți la niște lucruri. E mult mai simplu dacă, în loc să faci chestia asta după ce ți-ai făcut site-ul, cum îmbunătățești site-ul, ci înainte de a-ți face site-ul, să pornești care e o temă care mi s-ar mișca mie rapid pe WordPress. Și cauți așa, citește, documentezi, și găsești niște teme pe care site-ul tău s-ar împăca rapid, s-ar împăca bine. Și în momentul ăsta, când ai face chestia asta, ai găsit niște teme care se mișcă repede și pe temele alea îți pui, hai să-mi pun niște poze, să-mi pun niște video și să-mi pun niște chestii. O să se miște un pic mai greu decât tema lor standard, dar dacă e invers, să-mi fac întâi un site care arată frumos și după aia să văd cum îl optimizez, nu e cea mai bună soluție. Știți ce drept al descriere? M-am arătat când căutai la Google, era titlu și era de desubt un text. Haideți că... La tine, pe... Da. Asta.
Deci, eu nu pun meta descriere. Meta descrierile sunt importante, vă recomand să faceți cu căldură tot ce vreți, oameni bine tot. Asta ar fi o meta descriere. Pentru că eu la mine pe site nu pun meta descriere, Google crea automat un text în site-ul meu. Pune ea ce găsește și pune el acolo. Asta aici ar fi meta descriere. Meta descrierea, dacă eu pun aici cu virgulă, Chrome, virgulă, Chrome, virgulă, Chrome, virgulă, Chrome, virgulă, Chrome, și oamenii caută la Google Chrome, nu o să nu găsească site-ul mai sus. Adică eu pot să pun aici câte cuvinte cheie vreau. Google o să ignore ce scrie acolo. Pur și simplu nu bagă în seamă. O să afișeze textul ce am scris în meta descriere, dar nu o să mă afișeze mai sus sau mai jos. Deci textul ăsta e foarte util pentru că atunci când caută cineva extensii de Google Chrome și găsește pagina mea, dacă ce citește aici îi place și se pare relevant, face click. Pentru asta contează, dar nu că te pune mai sus sau mai jos. Și dacă voi ați scrie, dacă voi aveți, dacă aveți scris un text de genul ăsta, trebuie să aibă până în 160 de caractere și... Da. Dacă voi ați aveți scris un text de genul ăsta, o meta de scriere, care vi s-ar părea cel mai important lucru de făcut? Ideea e că... Mă aștept să nu știți răspunsul, dar merită să trecem un pic prin proces, pot să facă să știți mai interesant. Între puțin lucruri care nu le-am descoperit eu, dar sunt construit de așa de puțină lume și e foarte, o chestie foarte importantă pentru care știe puțină lume și o să vă arăt. Nu e foarte populară metoda, dar merită. Ok, o să vedeți. La meta de scriere asta este ceea ce punem noi pe textulețul ăla de pe Insta, de pe contul de Insta, adică cuvintele alea care apar asociate de Instagram? Da, contului. Sau bun. Ce înseamnă meta de scriere? Ai opțiune, bănuiesc, în WordPress, pentru fiecare pagină, atunci când dai share, să îi pui o meta de scriere. În Instagram, aia poate să fie descrierea paginii tale de Instagram, dar atât. Nu altceva. Nu altceva. Dacă eu am un blog, când public un blog, dacă îmi pun un plugin de SEO la mine pe site, pluginul de SEO să-mi dea opțiunea. Ce meta titlu vreau? Ăsta. Ce meta descriere vreau? Și cum a spus, pot să-mi aleg meta descriere. Și pot să pun acolo un text cum vreau eu. Bun. Vă zic sau... Da. Bun. Făciți-vă ca reclamele AdWords. Aici am uitat să mă gândesc că AdWords în Google Ads. Deci, dacă te duci la Google, site-ul ăsta, să zicem că vreau să văd reclame, dacă vreau să văd cum își fac reclamele Google, cei din SUA, cu site-ul ăsta, iSearch From, pot să zic, eu vreau să caut reclame în engleză, în SUA, și scriu acolo, buy laptop New York, și văd reclamele cum ar vedea cineva care ar căuta cu Google din SUA. Da? iSearch From. Bun. Și cu ajutorul iSearch From, dacă scriu la Google laptop price New York buy, uite cum își fac ei reclamele de la pentru Google Ads. Deci Google Ads, nu Ads. Deci, o propoziție scurtă. Touchscreen, atât, doar cuvânt. Free shipping, Windows 10, Windows Hello, Models, Surface Pro X, Surface Pro, Surface, doar atât. Asta. Shop for... Deci, o propoziție foarte scurtă, save today, buy online, pick up in store, live chat available, check order status, store locator, download draft file in store. Sunt niște propoziții foarte scurte și așa vă recomand să faceți cu reclamele, texte pentru meta descriere pe care faceți în site. Nu faceți o... Oamenii, că, dacă spun eu, ai o, poți să faci o meta descriere de 160 de caractere. Sigur, o să fac o propoziție de 155 de caractere. Nu e cea mai bună metodă, vă recomand oamenii care își fac reclamele astea, investesc o grămadă de bani să facă metadescrierea cât mai... să faci cum să facă oamenii click pe aia. S-au făcut cercetări, hai să facem analize, să investesc o grămadă de bani să facă metadescrierea. Și cu toate acestea, uneori aceeași firmă care investește o grămadă de bani în a-și face metadescrierea pentru AdWords, nu investește absolut deloc sau foarte, foarte puțin în a-și face metadescrierea pentru rezultatele organice. Adică, e posibil ca Microsoft să aibă aici prezență cu plătită la Google și mai jos, dacă aș face click, să apar cu un rezultat organic, adică nu cu reclame plătite, cu un rezultat cu Microsoft și să fie ignorat.
Și vă recomand să faceți meta-descriere cum își fac AdWords. Slider sau carusel e chestia derulantă. Asta e un exemplu pe PC Garage, e un banner. Când intri pe prima pagina PC Garage, îți apare bannerul ăsta și tot rulează. Și aici e un slider, 2, 3, are 5 slider. Cum vi se par aceste slidere? Dacă îți va fi o părere bună sau o dată, dar doar nu se întâmplă. Dacă îți o părere bună sau o dată. Bună, mie sunt adepta caruselului. Că spun o poveste. Ok. Eu vă zic aici din punct de vedere tehnic. Poate fi emoțional, când, dacă, de exemplu, poate, dacă intri pe Instagram și vrei să faci scroll sau să îți faci o plăcere. Dar, din punct de vedere tehnic, aș recomanda mai degrabă să nu le folosiți. Și pentru că sunt complicate gestionat tehnic, ăsta e un motiv. Și al doilea, pentru că dacă nu aveți, uite, ai de făcut scriptul scroll pe 6 slide-uri, eu vă recomand, dacă ai de spus vizitatorului, uite, ai venit pe PC Garage, afișează cele mai importante știri, nu le puneți într-un slider ca să fac scroll de 6 ori. Puneți-mi bannerile la unele sub altele, toate alea 6. Eu așa v-aș recomanda mai degrabă decât Da, pentru site-uri, poate mai mult pentru Instagram, Facebook, Ads. E foarte plăcut să faci scrollul ăla, dar... site-uri trebuie să aștepți, să te uiți la ecran. Și te uiți și vezi că sunt 6 și nu fac click pe 6 asta. Ca idee. Ok. Sfatul ăsta e... Nu luați că asta e o regulă și 90% ar face așa și nu știu ce. Eu, așa aș face eu. E mai finez. Ce experiență? Adică am scris un articol și dacă merită să verific dacă e scris corect gramatica. Da, întotdeauna. Ok, eu vă zic așa. Este, da, exact. Era nescris. Nu era scris corect. Ce-a scris greșit? Era să fie. Oh my God, dar n-a fost intenționată, n-a fost intenționată. N-a fost intenționată? Nu, da, da. Nu, da, da, nu, a fost, nu. Era da, da, da. Chiar că era intenționată, dar nu. Se potrivește? N-a fost intenționată. De-aia e important. Ideea e așa. Se poate face foarte ușor, automat. În sensul că dacă scrii cu diacritice, poți să spui în Word, Shakespeare în română, Microsoft Word, și are un Shakespeare foarte bun în Word. Și dacă sunt în engleză, tot Word ăla e implicit. Și pentru că se face ușor, merită să faci chestia din nou. Dar eu nu stau niciodată să... Și cum am prezentarea asta, la prezentarea asta, nu poți să pui limba nici în română, nici engleză, că și. Și aia e. Bun. Ăsta e un site. Și să zicem că vreți să puneți un link undeva, să zicem că ați avea posibilitatea, e un prieten de-a vostru. Și poate să mă pună link. Poate să mă pună un link, ăsta se cheamă header, unde e zona de header. Poate să mă pună link în articol, cum e ăsta link în articol ăsta. Să zicem că ar avea aici o bară laterală. Poate să mă pună link în bara laterală. Tot face scroll, poate în partea de jos, unde așa. Sau mai e o variantă, poate în articol, să aibă o secțiune cu bannere. Deci poate să fie link-ul în articol, sidebar, header, footer sau un banner. Dacă voi ați avea de ales, unde ați alege să fie link-ul? Să vă dăm un link. Unde să l-ați pune? Mai sus. Bun, e un principiu foarte ok, da? Eu l-aș pune în spațiu la gol. Da. Ok. V-am zis, vă imaginați că e o bară laterală. Deci dacă... o bară laterală asta. Da. Așa. Bară laterală. Mă gândeam că ziceți că mai e o chestie unde ți-ai pune un link. Nu. Păi pe pagina de Google, la Google, la homepage. Nu. Pe... că ideea este. Ok. Bun. Eu v-aș recomanda interiorul conținutului. Se cheamă link editorial. Dacă cineva scrie un articol și în articolul respectiv scrie intră pe www.site-ul-meu.ro dacă ar face asta, articolul respectiv e o chestie foarte puternică. Google vede ca o chestie... e mai bine să puneți acolo decât în alte părți. Vreau să zic că poate mare. Mai suntem cam la jumătate prezentării. Preferați cu pauză 10 minute și continuăm după aia sau preferați să mergem non-stop? Cum vreți?
pauză. Bun. Să zicem că vreți să obțineți un link pe un site. Am stabilit, uite, vrea cineva să v-ați scris cea mai bună ar fi un articol. Dar poate să fie undeva, în bară laterală, în curte, undeva. Vă dă cineva un link. Vă recomand când vă dă link să fie un articol. Da? Să zicem că e în altă parte. Sau poate să fie oriunde. Ce anume să pui în afară pe din coadă? Să zicem că, uite, spui, uite, vreau să spun articol pe blogul tău, pe tema accesorii mobiliere. Scrie articolul, pui link către site-ul tău, ce să mai faci în afară de asta? Call to action? Da, e ok. Poți să-i spui, da. Eu vă recomand, dacă scrieți articole pe alte site-uri, vă recomand varianta asta. Să puneți link-ul către concurență. Când spun link-ul concurență, dacă ai un concurent care vrei să fie deasupra ta, sau sub tine, la Google, ar fi bine poate să nu pui link către ea. Dar poate dacă tu ai un concurent care are o zonă geografică care nu e București, dacă tu ai un concurent care nu e un concurent direct, în sens că tu poate ai accesorii imobiliari, dar el are accesorii imobiliari, vă trebuie, sau nu știu, tot felul de alte chestii, care nu ai un concurent al tău direct. Dar e în aceeași nișă cu tine și ar putea fi considerat și totuși un concurent. Dar nu e o bătălie așa, unul la unul. În cazul ăla, eu dacă aș fi să am un articol pe un alt site, aș lua în considerare să am link-uri către concurenți direct. Google vrea foarte mult să promoveze reclamele plătite. Da? Vrea ca Google să-i dai bani Google să apare în reclamele plătite. Eu, ca utilizator de site, vreau să nu există acele reclame, vreau să fie rezultatele organice. Și vreau ca site-ul meu să apară cât mai sus în Google. Dacă vreau asta, cum fac asta, încerc să obțin link-ul de la alte site-uri. Și Google încearcă să-și dea seama de acest mecanism. Și dacă vede că în fiecare... Dacă începe să vadă niște tipare prin care eu încerc să manipulez motorul de căutare, s-ar putea să nu-i placă foarte mult chestia asta. Și în cazul ăla, e posibil să zic să mă penalizeze. Și ca să evitați chestia asta, o metodă ar putea să fie asta. E foarte la limită, în sensul că dacă dai link către concurență, cu siguranță acele link-uri îi va ajuta pe concurenții voștri. Dar, în opinia mea, asta trebuie să vă ajute suficient de mult pe voi, încât să merite să faceți asta. Dați link către concurenți care nu sunt concurenți de voștri. Ce aș face cu asta? Cum adică? Adică pui link-ul tău și apoi și... Da. Sau undeva în articol să fie mai multe link-uri. Să nu fie... Știi ce e dubios? E dubios dacă în fiecare săptămână apare un articol nou către site-ul tău și mai apare un articol guest blog și faci asta 2 ani de zile și au trecut ai 100 de site-uri care îți fac chestia asta. Chestia e foarte dubioasă. Dacă, în schimb, sunt 100 de articole dintre care toate dintre ele au și link-uri către alții, nu mai e așa de dubios. Asta e logica. Bun, asta e o chestie foarte tehnică. Înseamnă accelerated mobile pages. Fac site-ul să se miște foarte rapid pe mobil. Uneori, paginile sunt preluate și sunt salvate pe serverele Google. În opinia mea, o chestie foarte tehnică. Dacă întrebați pe cineva, o să... Eu nu aș face decât pentru un site care merită, cât să ai o valoare efectivă a site-ului. Am folosit pe site-ul meu, am implementat pe un site WordPress de la zero, am scris codul care să genereze un site AMP OK. Am mai pus pe câteva site-uri ulterior, dar am un beneficiu foarte mici. E complicat de gestionat și, în opinia mea, nu merită bătaie de cap dacă aveți un site mic. Da. Dar, pe de altă parte, având în vedere că majoritatea stăm pe telefoanele mobile, nu ar fi mai bine, mai indicat să putem să facem să noi gestăm mai. Da. Dacă eu am un telefon mobil și mă întreb din perspectiva mea de utilizator dacă vreau să citesc Newsweek sau Hot News sau Washington Post sau mai știu eu ce ziar și prefer pe mobil să miște vezi mai rapid, da, aș prefera să fie mamă. Dar, dacă mă întreb din perspectiva mea de deținător de site, care am câteva mii de vizite pe lună, și dacă pentru site-ul meu, care nu e așa de mare, se merită să stau să implementez AMP, în opinia mea, nu.
Pentru că dacă am o temă bine optimizată și pentru desktop și pentru mobile, un site bine optimizat care ocupă puțin spațiu și se mișcă destul de repede, beneficiile de a optimiza există, cu siguranță se va mișca și mai repede dacă pun AMP, dar bătaia de cap de a implementa și gestiona AMP s-ar putea să fie prea mare. Dacă totuși există această variantă pentru modul în care crește traficul. Cu siguranță. Deci ai toate beneficiile de a folosi AMP. Sigur, de dezavantaj, ca opinia mea e consistent și încă nu s-a impus foarte mult tehnologia AMP. Singurul dezavantaj e că mai greu de gestionat. Dacă vrei să faci, cu siguranță e mai rapid, îți aduce trafic mai mare, vizitatorii vor fi mai mulțumiți, AMP e o super soluție. Doar că dacă tu ai, nu știu ce, deci zic la modul ipotetic, dacă ai un site cu trafic mic, beneficiile sunt mai mici decât costurile. Asta e toată chestia. Cu siguranță să ai un site mai rapid, mai plăcut, mai toate. Costurile... Să gestionezi AMP. Să-l pui, să-l instalezi, să poți să-l aibă bine, să... Gândește că pe AMP site-ul s-ar putea să nu arate la fel ca pe desktop. Da, am văzut că sunt diferite desktop. Cred că la fel. Pe bune. Ideea e că depinde de telefon. Eu stau foarte mult pe telefon, lucrez și de pe laptop, doar atunci când am ceva de pe laptop. În general, informațiile mi le cam caut pe telefon. Și mi s-a întâmplat de multe ori să găsesc, să-mi dau seama că site-ul nu este potrivit pentru aplicația de mobil. Și arăta groaznic, era trebuia să mă chinui, să intru, să dau, să ajung acolo unde voiam, dar asta pentru că sunt eu ambițioasă. Vor fi foarte mulți care vor renunța să mai caute atâta timp cât nu e friendly, user-friendly interfață. Sunt două lucruri. Dacă îți faci site-ul și se vadă bine și pe desktop, și pe mobil, cum în Android, și cum au majoritatea site-urilor moderne și au temele moderne, site-ul ăla va arăta bine și pe desktop și pe mobil. Asta e chestie suplimentară. AMP face ca site-ul să ocupe foarte puțin spațiu, se încarcă mult mai repede pe mobil, e așa, dar ca să instalezi AMP și să-l configurezi, practic nu e același lucru, dar e aproape același lucru cu a-ți mai pune încă o dată site-ul la zero. Și când adaugi ceva, în loc să ai un lucru la care trebuie să fii atent, trebuie să fii atent de două ori mai mult. Gonește și cu gonește și cu de două ori. Adaugi ceva, adaugi ceva de două ori. Pui ceva, pui ceva de două ori. Și devine mult mai complicat. Și dacă ai un site cu trafic mic, nu mai ai numai de bătaie de cap. Când spuneți de... trebuie să se vede site-ul bine. Nu, dar cred că n-am înțeles eu și nu mai am înseamnă... AMP înseamnă că am olivian.ro, site-ul pentru desktop. Dacă intru cu mobil, am olivian.ro/amp sau Google a preluat la ei pe servere site-ul meu, l-au luat ei, îl afișează de la ei din server și se mișcă repede pe ei serverele, că sunt serverele Google, dar nu știu dacă nu mai trebuie de-aia. Asta o să vă zic eu răspunsul. Ce mai bune de site-ul? Asta vedeți acolo? Ce mai bune site-ul de SEO? Dacă vreți să citiți despre SEO, vă sfătuiesc câteva lucruri. Să aveți diversitate, adică să nu alegeți site-ul de SEO. E bine să aveți mai multe perspective. Am aici... Până scrieți, vă zic un pic despre site-ul ăsta, NASA, îmi se pare foarte interesant. Am la mine pe blog, am scris despre el. Deci, să zicem că vreau să citesc cele mai interesante știri din domeniul programării web. Și am două metode mari. O metodă mare este să mă apuc să fac o listă de site-uri din domeniul programării web și să văd ce... într-un zilnic sau săptămânal sau la... cu anumită periodicitate, să intru pe site-urile alea. Asta e o metodă, să intru pe niște site-uri în domeniul programării web. Și a doua variantă ar fi să fac o rețea socială, un Facebook, un Twitter, și să adaug niște oameni care lucrează în domeniul respectiv, să văd ce partajează ei. Există o a treia metodă, pe care am descoperit-o și mi se pare foarte interesantă, nu am văzut atât de apăcat, dar am descoperit-o, am găsit, aflat-o eu, nu că am așa. Bun. Se cheamă NASA și facem felul următor. Îmi fac un cont pe Twitter, merge numai cu Twitter. Sau merge și pe Facebook, la Twitter e cel mai bun. Îmi fac un cont pe Twitter și adaug în lista respectivă câteva, mai mult de 1000, de oameni care scriu în domeniul programării web.
îi adaug în lista mea de prieteni, durează până fac contul, adaugi 1000 de conturi, durează. Sunt plugin-uri care te ajută să dai follow automat, dar tot durează o istomie. Twitter te blochează, te deblochează, nu știu ce. Să zicem că după o lună de zile ai reușit să ai un cont care ai dat follow la 1000 de oameni care scriu în domeniul programării web respectiv. Bun. Ce faci mai departe? Legi contul de Twitter de site-ul ăsta Nazar și o să-ți creeze Nazar automat tot ce partajează oamenii pe care tu îi urmărești, aia 1000 de oameni, îți face un top. Aia 1000 de oameni pe care i-ai urmărit tu, au partajat 5 dintre ei știrea asta, 4 dintre ei asta, alți 4 asta, 3 asta, 3 asta, 3 asta și îți face un top descrescător a celor mai partajate chestii. Și este să intri o dată pe zi pe NASA, să-l salvezi, poți să te abonezi la newsletter. Mi-am făcut asta pentru mai multe site-uri de-ale mele. Îți faci contul, durează un pic cu configurarea, citiți un pic despre NASA. Dar odată ce ai făcut chestia asta, e o sursă de știri care e mai bună și decât să urmărești niște site-uri de știri. Pentru că orice site de știri are și publică și carte de informații de calitate mare și de calitate mică și mai bun și decât să ai o listă de prieteni, pentru că prietenii tăi, unul ia o să-i se pare interesant, dar tu nu știi care e interesant pentru 5 dintre prietenii tăi. Și o metodă foarte, foarte ok. Vă recomand să folosiți. Am făcut pentru mai multe nișe. Înțeleg, am făcut pentru o nișă, la tot expandată, nu știu ce, am făcut pentru mai multe nișe. Acum vreau să pun să te spun, dar odată ce ai făcut, e foarte ok pentru cine știe. Și dacă vreți să știți pe SEO, Nazar făcut pentru SEO internațional. Dați cine știți acolo și aveți știri periodice pentru SEO internațional, puteți să vă apunați prin newsletter și aia e. Aveți un blog sau stai. Ce rețelele sociale trebuie să folosiți? Facebook, Instagram. Depinde de audiență. Depinde. Da, dar Facebook este cel mai 12 milioane pe Facebook. Bun. Da. Aproape toate site-uri care le gestionez folosesc Facebook. Multe din site-uri care le gestionez folosesc Instagram. Bine, da. Vă atrageți asupra LinkedIn-ului că are tendință de creștere. Au aprobat Microsoft și... Dar e mai mult pentru business. Da. Tocmai. Nu ți erau. Nu e pentru... Eu am senzația că nimic din public nu mai de calitate. Exact. Da, da, da. Am zis, îmi pare rău. E clar, e clar. E mai de calitate, dar e mai de business, așa, mai de high social, așa, de ba. Eu așa cred. Dar e foarte greu să fie așa. Bun. Există o chestie care se cheamă EAD și înseamnă așa, expertiză, autoritate și încredere. Astea nu sunt criterii, dar sunt principii de bază. Adică, e bine, dacă vrei să ai un site care să apară în Google, e bine să încerci să îndeplinești chestia asta cât de mult. Să ai un site care să arate că dacă tu vorbești pe anumită temă, ești priceput în tema respectivă, că ești un site de încredere. Adică dacă te apuci și dai link-uri de pe alte site-uri, în principiu, o să dai niște link-uri care sunt niște link-uri care nu poate să ai încredere. Ideea e că, dacă eu zic că, nu știu, să zicem că aș zice că link-urile din articol sunt mai importante decât link-urile din bara literală. Asta e o tehnică. Asta poate să se schimbe. Dar chestiile astea, expertiză, autoritate și încredere, astea trei, sunt atât de bază, cât foarte puțin probabil să se schimbe. Se vor schimba, poate să se schimbe un anumit aspect minor al Google. Dar astea sunt niște chestii bine făcute, cât în principal e puțin probabil să se schimbe. Dacă urmați pe astea, aveți șanse mai mari să urmați sfatul lui Google pe termen lung. Bun, să zicem că aveți un business care are interacțiuni cu clienți. Adică, aveți un sediu, aveți întâlniri cu clienții la sediul vostru, ce faceți în cazul ăsta? Doar pentru asta, doar pentru chestia. Dacă știi că vor să vină clienții la tine la sediu. Dai toate detaliile de contact, adresa, web, hartă, maps, chestii. Din asta de booking, programare. Toate astea le pui pe site-ul tău, dar trebuie să le scrii pe Google Maps. Pe Google Maps
când caută o altă afacere, apare o chestie din genul ăsta, vreau că îmi mers cu asta și aici au tradus nearby cu aproape. În principiu cauți lucruri legate de business-ul tău și bine să apar și tu. Adică trebuie să-ți faci un cont de Google My Business. Ah. Da, Google My Business. Da. Bun. Aici o să vă zic de răspunsul. Dacă ai un site, vă recomand ca întotdeauna să mă înscrieți pe site-ul de astea trei. Google Search Console. Așa arată Google Search Console. Pe Google Search Console puteți primi notificări de la Google dacă apare ceva dacă apare o problemă, Google va trimite notificări. Google Analytics este pentru monitorizarea traficului. Există și variante alternative de Google Analytics. Este cea mai populară soluție de analytics, este gratuită. Și mai este Bing Webmaster pentru notificări de la Bing. Dacă le puneți pe astea trei, opinia mea este destul de ok. Și merge pentru orice, și pe Wix, și pe WordPress, și pe orice fel de. Sunt destul de convins că Google Analytics merge pe Wix și foarte probabil merge și celălalt pe Bing s-ar fie la Bing, dar așa, nu știu de popular e. Nu am gestionat site-ul prin Wix în ultima perioadă, mai de mult am mai făcut, dar sunt destul de sigur că are Google Analytics, că poți să-ți integrezi Google Analytics și foarte probabil Google Search Console și mai puțin probabil Bing, dar posibil și Bing. Ce mai importantă părerea unui site? Care puteți? Home. A doua cea mai importantă site, pagina unui site de prezentare sau un blog. Dacă ai un site de prezentare, acum vorbim la modul general, într-adevăr depinde, dar dacă ar fi să dați un răspuns la modul general teoretic, ipotetic. Despre noi. Despre noi. Da. Dacă ai un magazin online, care e a doua cea mai importantă pagina? Contact. Reclamații. Eu aș zice că faina de produs se pare cea mai importantă. După home page se pare cea mai importantă și pe asta clar este produs. Să vedem așa să bun. Ok. Asta e iarăși un moment dat, asta e ăsta. Astea sunt titluri, meta-titluri. Da? Deci ăsta apare, când te duci în Google, apare chestia asta. Da? Ăsta apare ca titlu, e prima parte. Titlu, URL, descriere. Titlu, URL, descriere. Titlu, URL, descriere. Și tot așa. Și apare, ăsta e un tab. Apare un tab, când scrie, sunt mai multe taburi într-un browser. Ăsta, iarăși aici, apare metatitlu. Ce ar trebui să găsească metatitlul oricărui face? Dacă pune, când vă faceți metatitlurile, în WordPress, când adaugi un articol nou, dacă îți pui un plugin de SEO, te întreabă de mega metatitlul. În UX, mă aștept că ai ceva similar. Ce ar trebui să puneți acolo în orice pagină? Deci, titlul care să rezumă. Da, ăsta e titlul pagină. Dar afară de titlul, ăla trebuie să fie dacă ai homepage, să scrie acasă sau homepage, dacă e pagina de produs, să scrie numele produsului, dacă despre noi, să scrie despre noi. În afară de asta, ce s-a scris? Ceva opinion. Puteți spune cuvinte cheie, există și varianta asta, mai ales la magazinele online. Dacă ai, de exemplu, o să ai un produs care are un tipul din care nu se înțelege foarte clar despre ce e vorba, numele produsului. Și atunci poți explica despre ce este vorba în metatitlu. Să spuneți niște cuvinte cheie care au legătură cu produsul, cu categoria, cu lucruri de genul ăsta. Dar dacă nu aveți un magazin online sau dacă aveți un site static de prezentare, s-ar putea să fie mai relevantă. Atunci recomand să puneți numele brandului. Adică dacă ai un site, dacă ești mag, pe prima pagină, eu aș începe pe prima pagină a oricărui site, aproape oricărui site, cu EMAG, cu numele magazinului. Și după aia un scurt text pe prima pagină. Și pentru toate celelalte pagini, aș pune numele paginii, numele produsului, sau ce e acolo, minus numele magazinului sau numele site-ului. Adică, dacă e homepage olivian.ro, aș pune olivian.ro, blog de online marketing. Dacă e pagina despre noi sau contact, aș pune despre noi minus olivian.ro. Contact minus olivian.ro.
dar în principiu ca toate paginile ar fi bine să conține și unele branduri. De ce? Oamenii caută la Google și caută accesorii imobilier. Caută, văd printre alte site-uri Dedeman. Perfect. Trece timpul, caută altceva. În afară de accesorii imobilier, caută accesorii bucătărie. Și caută accesorii bucătărie și găsesc din nou Dedeman. Și familiaritatea asta îi face să facă din nou click pe chestia asta. Deci, oamenii caută... Bun. Meta descriere. Deci v-am zis, textul care apare în chestia asta. Și e destul de important, acum ce se poate să subiectivă, dar eu chiar că mă ghinez atunci când caut ceva și când mă duc așa în universul Google, când caut ceva, chiar mă mizez pe, nu știu ce se numește meta descriere sau meta descriere, nu? Dar mi zis că ce scrie acolo și de cele mai multe ori fac tocmai pentru că sunt bolduit anumite informații acolo pe care le caut. Da, dacă eu caut acum accesorii imobiliari și găsesc un site pe locul întâi și undeva în descrierea lui scrie și accesorii imobiliari, Google vede că exact ce am căutat și Google face boldul ăla. Bun. Ce îți spune în meta descrierea oricărei pagini? Exact cum a încheiat. Nu e folos. Da? Deci dacă eu caut accesorii imobilier, aș pune în descrierea respectivă, aș pune și numele produsului. Dacă... Da. Ok. Poți să-mi zic ceva? Da, mă rog, vrei tu... Asta cu numele produsului mie nu este foarte clar și acum trebuie să fie punctual la spate. Okay. Da. Pagina mea se numește poftă de slăbit. Dar mie mi se pare că cuvântul brandului ar trebui să fie doar slăbit, nu poftă de slăbit. Dar eu am dat poftă de slăbit pentru că așa am simțit că vreau și povestea toată e cu totul poftă. Adică eu cred în pofte. Și eu. În pofte de orice. Adică poftă de mâncat, de viață, de trăit, de iubit, de făcut, de toate sunt poftă. Și eu, nu, mie nu e clar. Când spui numele, brandul, meta, nu știu ce mi-ai tot spus aici, e slăbit sau e poftă de slăbit? Că brandul meu așa se cheamă. Sunt trei variante posibile care ar putea să fie răspuns la întrebare. Ar putea să fie slăbit, ar putea să fie poftă de slăbit.ro și ar putea să fie poftă spațiu de spațiu slăbit. Deci slăbit, poftă de slăbit.ro. Deci toate cuvintele, până la urmă. Așa. Sugestia mea ar fi să alegeți între poftă de slăbit și între poftă de slăbit.ro. Una din astea două aș alege. Poftă spațiu de slăbit. Pentru că e nu e generic. Adică dacă zici slăbit, slăbit, o să fie și alte site-uri în lista respectivă care folosesc slăbit. Poftă de slăbit, probabil o să fiți doar neasta. Păi sunt numai eu. Da, bun. Ok. Da, poftă spațiu de spațiu slăbit este Insta și Facebook-ul și blogul sunt legate. Bun. Poftă de slăbit legat totul, un singur cuvânt. Există și pe Facebook și pe Instagram. Așa. Există două lucruri distincte. Unul este URL-ul, adică instagram.com/ ăla mă aștept să fie legat poftă de slăbit. Și în afară de URL, link către profilul nostru de Instagram, există și numele. Numele ăla... E despărțit. Da. Ideea e, URL-ul vă să trebuie să scrie la fel peste tot. Adică ori scrieți poftă de slăbit legat, ori poftă de slăbit.ro, vrea să fie instagram.com/poftadeslăbit, facebook.com/poftadeslăbit, linkedin.com/poftadeslăbit. Uite-mi. Să-mi fac în seara. Deci, URL-ul ar trebui să fie într-un singur fel și iarăși numele de utilizator, ăla e numele care apare, acolo vă stabiliți dumneavoastră cum preferați. Vreau să fie poftă de slăbit.ro, ori să fie poftă de slăbit, poate să fie și legat, ori să fie poftă de slăbit cu spațiu între ele. Dintre toate astea, eu v-aș recomanda poftă spațiu de spațiu slăbit. Asta mi se pare cel mai ok.
Dar asta e și o preferință personală, pentru că îmi place de asta un număr particular. Dar ca idee, ar trebui să înveți o uniformitate, adică toate URL-urile de pe toate rețelele să fie poftă de slăbiți, poftă de slăbiți în RO, și toate numele de utilizator să fie la fel, poftă într-un singur fel, să scrieți peste tot. E sugestia mea. Adică numele să fie poftă spațiu de spațiu slăbit și URL-urile să fie legate cum e site-ul. Exact. www. Asta mi-e explicat. Da, dar asta ar fi varianta care mi se pare mai ok, dar dacă aveți o preferință, așa puteți să modificați. Nu am nici preferință. Eu, pe blogul meu, nu mi-am pus meta descriere. Am lăsat din comoditate. Nu mi-aduce mari beneficii, am articole lungi, nu vreau să stau să pun descriere, nu poate că nu mă ajută. Dar, în general, pe majoritatea site-urilor pe care lucrez, punem meta descriere. Acum, întrebare. Meta descriere, v-am zis când apare. Căutați la Google ceva, vă afișați o listă de 10 rezultate și te îndeamnă, prin meta descriere, te îndeamnă Google să faci click pe un anumit rezultat. Să o faci ea. Așa. Și acum, dacă nu pui meta descriere, Google îți ia automat un text pe baza ce ai căutat tu, îți ia un text din pagină. Cât credeți că ar trebui să nu scrieți meta descriere și să se preia automat? Când Google înțeles cam ce trebuie să scrie, adică după ce am scris multe ori. Nu, în opinia mea nu cred că afectează deloc. Adică, înțelegerea lui Google despre limba română e destul de proastă. Și chiar dacă tu să fac progrese. Ok. Dar chiar dacă tu scrii mai multe articole, el nu o să folosească, stai că mai scris 10 articole despre asta, citesc ce a scris acolo și mă duc și editez descrierea dincolo. Nu cred că funcționează așa. Cred că analizează per pagină. Per pagină, se uită ce ai în pagina respectivă și ce a căutat utilizatorul. Nu avem o meta descriere, hai să-i punem ceva de acolo. Și ce, e aleatoriu? Nu le aleatoriu. Dacă nimerește, dacă nimerește niște o propoziție sau o frază în care găsește niște cuvinte care mele în cercarea, care au legătură cu da și le apare. Și eu bucată de acolo. Dacă nu, prima propoziție din text, ceva, o chestie de genul, ceva. Dar dacă ia prima propoziție, este important să folosim cuvintele cheie, cum ai zis tu, în primele 160 de caractere. Câteva, nu, ale erau primele din articol. În primele din articol. Și înțeleg acum logica, după cum ai zis tu, că dacă scrii în primele nu știu câte cuvinte, îți ia primele și ți le pune în meta descriere și devine asta pe care dai tu click, că e interesantă, nu? Meta descriere... Am zis bine ce am zis? A zis logic ce a zis, logic, dar... Nu bine. Optim ar fi. Dacă ia primele sau dacă alegeri. Da. Oh, optim ar fi să puneți... Nu neapărat. Optim ar fi să puneți de noastră descrierea de mână. Dacă o puneți de mână, nu mai ia pe prima. Ia ce ați dat acolo, în principiu. Dacă unor nu-i place, dacă unor consideră Google că e mai bun decât... El poate să afișeze alt metatitlu. Poate să ia el. Chiar dacă pui metadescrierea, unor Google zice, nu, n-ai nimerit-o, hai că îl iau eu. Poate caută, poate găsește cineva... Poate găsești... Mie UX îmi spune că e 8, eu știu ce am scris. Degeaba se UX, că Google poate să preia aia sau nu. Poate să se uite în pagină și să zică... Adică e un... Nu are legătură de scrierea cu conținut. Nu că nu are legătură. Sunt unele căutări. Sunt unele căutări pentru care... Deci, eu pot să am o pagină cu accesorii imobiliari. Dar poate în pagina respectivă am și draperii roșii. Așa, poate am undeva în pagină. Și eu am descrierea numai cu accesorii imobiliari. Google nu o să-mi ia textul ăla, o să-mi ia un text care are legătură cu ce am căutat eu. Chiar dacă nu e descrierea pe care am dat-o eu. Deci, e mai bine. Știe ce faci? Că vrea să... Ce vrea Google e să-și mulțumească vizitatorii, să revină la el, care venim la el să facă mai mult click pe reclamă. El vrea cât de mai să aibă de zavol, cât mai mulțumit. Dar tu nu ești mulțumit, poate că ți-a luat descriere pe ei de-a dat-o. Dacă să ne rămâie, puteți să zice dacă... Deci, dacă... Există posibilitatea ca meta descriere să le faceți automat. Sunt de exemplu, la magazin online. Am trecut de multe ori la magazin online. Oamenii își fac meta descriere uneori,
hai să luăm primele 150 de caractere, la sfârșit punem 3 puncte și ce-o fi, o fi. Asta face și Google. Nu trebuie să-i zici lui Google, eu oricum face asta. Sau pui aceeași metadescriere pe tot site-ul. Sau pui niște metadescriere care de varie motive sunt slabe. Lasă, nu pune nimic la metadescriere, nu pune o propoziție, doar să pui acolo o propoziție, lasă-o necompletată, că nu pățești nimic. Google va mai era automat, din textul tău, o metadescriere. O va face el. Atunci ok. Ok? Bun. Hai să vă arăt și cum inspectă element. Asta e pe Firefox, dar pe Chrome e similar. Deci dacă dai click dreapta pe un element din site, undeva pe aici scrie inspect element. Sau inspect. Mm-hmm. Sau inspectează, dacă aveți în loc. Găsiți pe undeva. Dacă dați plece orice chestie dintr-un site, dai click dreapta în inspect sau inspect element, ți se deschide o chestie, o ceva, o jumătate de fereastră care poate fi închisă, nu vă sperească un om așa. Deci ăsta e tot browserul, dai click dreapta inspect, se deschide ăsta și aici îți selectează automat, deci eu am dat click dreapta pe titlu. Și el mi-a selectat automat deci am dat click. Dacă dau click dreapta pe ăsta inspect element, eu o să-l arate cum e făcut link-ul și o să pot vedea acum dacă are nou follow sau nu. Așa verific dacă are nou follow. Deci dau click dreapta, ca aici, inspect element și mi arată, dacă scrie acolo nou follow, înseamnă că link-ul are nou follow. Atât. Asta e tot ce așa a fost. Dau click dreapta, inspect element și aici, ăsta e un articol de la mine din blog și scrie așa, H1, de la heading 1, și aici vine unde sunt puncte, dacă fac click, îmi afișează cel mai bun, așa. Deci, în codul sursă al paginii, ca Google să-și ia alte motoare să știe și browser, să știe browserul ăsta că ăsta e titlul paginii, deci, orice site, ca să fie afișat undeva, are un cod scris. Și ca Google, ca browser, ca Firefox, ca Chrome, ca Safari, să știe că ăsta e titlul paginii, nu scrie acolo titlul pe el, scrie și tu. O paranteză ascuțită, H1, închis paranteza ascuțită, scrie titlul și închis H1. Și spui lui Google și lui Firefox și lui Chrome, îi spui, ăsta e titlul paginii, așa îi spui. Cum scrie aici, cu H1. Da? De la heading 1, adică titlul 1. Că poate să aibă un titlu, heading 1, și dacă ar avea pe H2, ar fi titlul de nivel 2, niște subtitlu. Dacă ar avea niște subtitlu, ar fi H3, așa. Bun. Deci, în H1, eu pot să-i zic că ăsta e titlul paginii. Și acum, întrebare. Care este un mit în SEO legat de tabul H1? Dacă o să faceți niște teste, o să te duci la un site și zic că îți facem un audit de SEO. Și ăsta e un mit de SEO care se tot propagă și e folosit în multe tururi de SEO și nu e ceva, e la limit așa, e într-o zonă gri, contează, nu contează. Și tocmai v-am dat răspunsul, da? Deci ideea e că acest tag H1 nu prea contează, e relativ relevant. Adică dacă eu am o pagină care arată frumos și scrie în pagina aia, o văd aia, mă uit la aia și scrie titlul cu litere mari și bold înroșate, nu trebuie neapărat să-i spun Google că are H1. Că Google o să-mi ducă capul că dacă am o pagină în care ăla e la începutul paginii cu bold mare și arată ca titlu, ăla e un titlu. Nu trebuie să pun eu neapărat H1. Nu mai trebuie să pun de mult în H1. E, dacă vreau neapărat, pot, dar să nu mă apuc acum să modific în tot site-ul, hai să modific toate titlurile din tot site-ul, că poate Google nu percepe că ai titlul paginii. Nu se face asta. E aproape irelevant. Asta e o chestie. Te apuci și faci auditul de SEO și zice turul care face auditul. N-ai H1. Ai H2. Numai o operație. Conta, când era acum 10 ani, când era Google foarte slab. Acum nu mai e slab. Bun. Dacă vă interesează traficul din Google Imagi, adică ai un magazin online. Dacă ai un magazin online, ai niște produse și poate să faci tu poze la produse. Și, de exemplu, accesorii mobilier. Îți faci tu poze cu mobila ta. Și vrei ca oamenii când caută accesorii mobilier sau pat geme sau, nu știu, pat supraetajat, tot felul de alte lucruri,
să găsească o poză cu site-ul tău. Cum faci? Ce ar trebui să faci din punct de vedere SEO ca să îți optimizezi imaginea? Asta e întrebarea. Dacă te interesează trafică. De exemplu, multă vreme nu am pus de ce se întâmplă la multe site. Făceam ceva, dar nu mai lucru. Acum fac mai multe lucruri, dar... Calitatea? Da, calitatea... Imagine. Da, contează mult. Eu un factor. Mie poți să-i pui cumva link? Nu, link-ul nu te ajută. Dacă pui, dacă poți să pui orice poză, poți să pui link, când faci pe poză să ducă undeva, dar nu te ajută asta să apară poza aia mai stau jos. Poza să aibă denumire, nume, titlu, pentru că dacă n-are, apare indexarea aia, care nu știu cum se numește. Deci poza trebuie să aibă denumirea produsului. Uite. Așa. A zis așa. Numele fișierului. Da. Alt înseamnă text alternativ, adică în afară de numele fișierului, care poate să fie explicativ sau nu, dacă în alt poți să scrii o propoziție, zici mobilier, nu, paturi supraetajate, paturi cu baldachin. Deci aici ai scris cuvintele tale despre ce e vorba în poză. Dimensiunea să fie potrivită cu site-ul. Era important și ce a spus mai devreme, că poza ar trebui să fie de calitate, o observație bună. Și textul în jurul imaginii. Asta, cu textul în jurul imaginii, aproape toate paginile au chestia asta. Adică dacă ai o pagină de produs în care pui un produs, aia e, normal că în jurul pozei o să fie un produs. Dar, care, ca fapt divers, contează și acest fapt, o să ai textul în jurul imaginii. Asta e o chestie foarte tehnică. Deci, dacă vrei să partajezi o pagină pe rețelele sociale, dacă spui un plugin SEO, îți rezolvă asta în mod automat. Există un tag. Deci dacă intri în codul sursă, așa arată codul sursă a unei pagini și scrie aici OGImage. E o chestie foarte... Hai că vă arăt așa. OGImage. OGImage e un tag care zice, poate fi setat să meargă automat, să vezi automat. Și zice, am o pagină, în pagina aia am o poză. De fiecare dată când partajez pagina respectivă pe Facebook, preia mai automat poza din articol. Dacă nu fac asta, Facebook o să ia, în mod automat o să ia o poză. Dar uneori e posibil să nu ia poza care trebuie. Și ca să evit asta, dacă precizez orice image, poza din articolul meu e cu tare, va funcționa totdeauna foarte bine. Care e magia SEO? Frumusețează, face mai... Se aduce comunitate. Da, scoate în evidență, îți aduce trafic. Bun, am greșit întrebarea. Îmi cer scuze. Întrebare greșită. Întrebare greșită. Care e secretul său? Este un mix foarte mult de... Am mai zis, am mai vrut la ce da. Deci nu există... Nu există o magie, dar nu există un ingredient magic și cred că SEO depinde foarte mult de tine ca inimii și de data ta și pe nișa pe care ți-a ales-o. Da. Din toate punctele de vedere, adică să ai imagini, video, prezentare, text, call to action. Sau de când îți banii se investește în toate astea. Și evident banii, da. Fotograf, creator, nu știu, web. Sau ești un mă rog, te mai da, mult mai da. E foarte interesant că vrei să vinzi slăbit și cele mai multe like-uri ai când te pozezi pe tine și te arăți acolo. Da, nu mi-e clar de ce. Eu am rămas, sunt în șoc și acum, ți-a luna jumătate. Cel mai contact content este cel cu poze și cu video, mai ales video-ul care au sub un minut, cele 37 de secunde sau ceva. Adică asta am observat. Nu, dar eu mă chinui cu carbohidrații, cu echilibru, cu lara, cu poze, cu unghiuri. Deci, nu e fotograf, cu postează ceva, cu mine acolo să vadă... ...ce copii, 5 like-uri. Postează o poză cu el, 200 like-uri. E posibil ca la audiența dumneavoastră, oamenii care vă urmăresc pe rețeaua respectivă, să fie prietene dumneavoastră și când văd că nu se... Da! Mă cred! Sau mai există o posibilitate? Nu, pe Insta nu. Pe Insta nu. Sau mai există posibilitatea ca oamenii care vă urmăresc să vă și vadă, să aibă această... Curiozitate. Nu neapărat curiozitate, cât e că experiența e un pic mai personală atunci când vă și afișați. E
nu știu cum să mă exprim acum când sunt cuvintele potrivite, dar în general am văzut tendința asta și la mine, eu am tot așa o zonă de influență pe Facebook, din păcate, de vreo 20.000 de oameni și am văzut că de fiecare dată când dau aspecte care țin poze cu mine, cu prietenii mei, cu iubitul meu, întotdeauna explodează. Când vin cu informații din asta superstructurată, întotdeauna impactul e mult mai mic. Și probabil au tendința că văzându-vă... Oamenii sunt acum ca să se distreze oarecum pe internet. Pe de altă parte... Caută ei însăși... Pe de altă parte, dacă mergem exact pe ce spuneți dumneavoastră, pe tatuc și acum zic dumneavoastră... Nu, Andra, zi-mi așa... Așa, pe nișa ta, tu zici poftă de săbitor un aspect care se încadrează în ce discursul omorului și cum apel mei. Dacă vreau să-mi dau o bucată, testați, vedeți dacă vă merg. Sunt unele chestii care de verificat, adică iarăși contează nișa, ce așa. De exemplu, în metadescriere. Emago a început să folosească în metadescriere, când te duci la Google și cauți ceva, are niște emoticoane. Și m-am mai întâlnit și la alte părți, dar de detestat dacă merge sau nu. Îți atrage atenția, știi? Cred că am privat tineret. Da. Asta. E o obsesie la care nu mă scoane. Serios. Gigi Răciuleanu a pus în scenă un spectacol în care ne demonstrează pe emoticoanele ne înlocuiesc pe noi și ne. Foarte mișto spectacol. Vă recomand la excelsă. Okay. Și ăsta pe ultimul site. Cum să încep în SEO? Dacă vreți să învățați SEO, vă recomand să faceți un blog pe tema SEO, să știți voi de el și să vă documentați cu el. Sau să lucrați pentru ONG. Sau să citiți din cărți și din bloguri de SEO. Sau să faceți un blog. Dar în articol am link-uri către multe alte resurse. Dacă citești listul... Asta e de dragul? Uite, atunci ăsta e articolul. Vrei să acolo sus? Vrei adresa? Nu vezi, nu? Nu, am zis. Da, am notat. Deci, Olivia, rostești lista minus cuvinte minus cheie. Olivia, rostești lista minus cuvinte minus cheie. Și ce ai recomandat? Ce am dat? Ai reclamă pe Twitter? Nu, dar pentru ONG. Lucrez, care avem un grant. Deci Google Grants? Da. De când la de câteva luni, trei patru luni. Și vă mai merge acum? Da, mai merge. Cine gestionează? Eu. Ideea e așa cu Google Grant. Cei de la Google au niște criterii minime de performanță. Da, dacă nu le îndeplinești, e destul de rău. Da, am vorbit deja cu ei, panicându-mă că s-ar putea să... Așa și vedeți că suntem la limită și că... Na, bun, că trebuie să învățăm mai mult ca să știu cum să trecem de limita asta. În turul acela, în Google AdWords, ai un tool, Google Tool. E complicat, mă pierd. Google cum? Keyword Tool, se chema mai demult, nu mai știu acum numele exact. Google Keyword Tool. Deci e înăuntru Google AdWords. Da, au o chestie Tools, au acolo o chestie Tools și acolo Tools îi dai o listă de cuvinte cheie și îți dă statistici cum evoluează traficul de la o lună la alta,
îți face sugestii de cuvinte cheie, e destul de ok. Ok. O să faci pe YouTube, poate găsesc un tutorial. Da. În articolul ăsta meu găsești instrucțiuni despre cum ar trebui să folosești inclusiv primul ăsta. Dar sunt multe articole de citit. Dar în articolul ăsta meu ai multe resurse care vei să te ajungi destul de bine. Mai sunt jumătate de oră, dacă am jumătate, dacă ați întrebat jumătate. Da, da, da. La noi, pe site, un site de știri, pe Nișo, da. A crescut foarte mult trafic în ultima vreme, da. Numai că cel care vine din zona de căutare nu e foarte ridicat, adică cel direct este mult mai mare. Okay. Cam care ar fi, nu știu, proporția cât de cât ok, ca să știm că facem SEO destul de bine, să zic. Cam cât ar trebui să ne vină în procente? Stau să zicem că îmi vine cam 30% din zona de căutare. Cred că, în principiu, ar trebui ca majoritatea canalelor, adică între SEO, adică trafic organic, trafic plătit, e-mail marketing, rețele sociale, trafic direct, toate astea, și mai e și referral, nu știu cum am zis, între astea ar trebui cam, să fie cam pe la 20% fiecare dintre ele, plus minus. Pe de altă parte, cât, dacă traficul, deci eu recomand să aveți un balans destul de mare între sursele de trafic, în felul ăsta nu mai depindeți exclusiv dacă vă merge bine Google sau nu. N-am o cifră foarte clară să vă zic că ar trebui să fie 20% sau 30% sau 80%. Depinde de pe ce canal ai investit. De exemplu, pe blogul meu, nu investesc aproape deloc în alte surse de trafic decât în trafic organic și am 80-90% din trafic organic. Am văzut site-uri care investesc foarte multe reclame plătite și au foarte puțin trafic. Așa. Am întâlnit site-uri care folosesc email marketing și aveau trafic din email, alții care nu aveau trafic din email. Site-uri care foloseau reclame de rețele sociale plătite, adică articole promovate pe Facebook și pe Instagram și pe LinkedIn și pe alte rețele sociale, aveau trafic din ele și se vedea asta în statistici. Nu ăsta ar trebui să fie indicatorul. Ideea e așa. Cel mai bine, vă uitați în Google Analytics, aveți posibilitatea în Google Analytics să vă uitați la trafic surse, sursele de trafic. Și acolo vizibile arate. Organic, plătit, referral, social, e-mail marketing, vă arată mai multe surse de trafic. Și faceți click pe organic. Dacă faceți click pe organic, puteți vedea evoluția traficului organic. Și alegeți o perioadă cât mai mare și vedeți, puteți să aveți trafic afișat pe zile, săptămâni sau luni. Faceți click pe luni. Și vedeți traficul cum a evoluat foarte grosomodo în o perioadă foarte mare, un an, doi, ceva de genul ăsta, an de zile. Și vedeți trendul general, dacă trendul general pe luni, cumulat, este de creștere sau de scădere. Ăla e cel mai important criteriu. În asta trebuie să creșteți în mod constant. Întrebarea, adăugați conținut nou pe site periodic, pe blog sau ceva? Aproape fiecare zi. Bun. În cazul ăsta... Dar nu este exclusiv. Adică nu este exclusiv. Avem și content exclusiv, dar avem și știri. Da. Știri copiate cu copy-paste sau știri rescrise? Adică... Și rescrise și copiate și... Și cu copy-paste. Da. Pentru că sunt comunicate de presă. Bun. Ok. Dacă în cazul ăsta comunicat de presă nu e nimic greșit, ce vă sfătuiesc este să... Eu aș pune link de unde am luat, sau dacă l-aș primi pe e-mail, aia e comunicat de presă. Pe e-mail. Dar dacă l-ați scăpat de undeva, în general aș pune link către sursă, dacă e un comunicat de presă cumva de la altă parte. Dacă puneți un altul, dacă puneți constant conținut nou pe site, în mod natural, traficul organic ar trebui să crească periodic. Deci trendul respectiv al site-ului noastră ar trebui să fie de creștere, nu de stagnare sau niciun caz de scădere. Ăsta ar trebui să fie cel mai important criteriu. Acum, cât de mult crește acest trafic, nu pot să vă dau... Ar trebui să crească continuu. Pentru că aveți conținut mai mult. Și atunci, dacă aveți mai mult conținut, ar trebui să aveți o creștere a traficului organic. Da, pe de altă parte, traficul a crescut constant. Asta e evident. Da. Dar și bounce rate-ul a crescut. E firește, eu am crezut undeva la 80% de bounce rate.
E firesc pentru un site pe care oamenii... Este nișă. Da. Recunosc. E nișă, nișă, nișă. Baun Street-ul e... Când analizați Baun Street-ul, vă sfătuiesc să-l analizați pe, pe tipul de trafic. Uitați-vă la... Una e traficul care vine din Google Organic, adică a căutat o știre, a ajuns la ea, a citit-o și a ieșit, și a mulțumit, și a venit, de asta e în trafic. Apoi e traficul direct, dacă a intrat www.site-ul.ro, s-a uitat pe prima pagină, ăla a să fie cât mai mic bounce rate, pentru că a, a citit ce se întâmplă pe prima pagină, a făcut click și a deschis o anumită știre. Poate, traficul din rețelele sociale, iar și ar trebui să fie destul de mare, pentru că vede o știre pe rețeaua socială, o citește și închide. Adică, când analizați bounce rate, trebuie să analizați foarte mult pe tipul de canal. Mm-hmm. Mai aveți întrebări? Suntem în grupă de mult timp și e la marginea între tehnică și comunicare. Și... Dar cred că nu încă vreau să mai pun întrebare, să fie și pe Facebook. Da, pentru mine în prima de aici, ce oameni pot să intru în anumită chestia asta? Se poate. Am avut și câte întrebări, m-am maxat în aspectul mai... cum se scrie textele. Asta am avut, s-a terminat subiectul și am zis să mai scrie mai departe. Am o prezentare, dacă vrei să spui asta. Se cheamă la olivian.ro la economic call. Dacă vreau eu, e olivian.ro slash 15-15. Olivian.ro slash 15 minus puncte. Dacă vrei să spui prezentarea asta, deci olivian.ro slash 5 minus puncte. Este și în textul de la anunțarea evenimentului ca model. Ok. Deci asta e o prezentare cum se tot au anul ăsta. Textul extins. Ok. Asta e lăsată mai mult pe comunicare. Bine, am asta. Mulțumim mult. Eu până am început.